Domnule, stăm înaintea Ta și Te binecuvântăm pe Tine, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin. Rămânem în picioare, slăvim pe Dumnezeu cu o cântare și în acest timp, frații, trecem în continuare. Cu bucurie vor secera aceia ce cu dragoste seamănă sămânța. Dacă sămânța o au de la Domnul Sfânt, pe secerii se vor bucura în curând. Bucurii vor fi, bucurii vor fi, când însemănătorii plata vor primi. Fericit nespus, fericit nespus, când de tână vor sta la dreapta lui Iisus. Bună sămânța cea bună în tot timpul, harnic mereu tu să vii pentru veni și ziua și noaptea de va fi, până-i semănatul, nu te odihni. Bucurii vor fi, bucurii vor fi, când semănătorii plata vor primi. Fericit nespus, fericit ne vor sta la dreapta lui Iisus. Aruncă sămânța mereu pe ogoare, aduce va El sămânța-n lucrare. El, Domnul, ne îngrijește de tot ce e ale Lui, ploaia-și revarsă belșugul harului. Bucurii vor fi, bucurii vor fi, când semănătorii plata-și vor primi. Fericit nespus, fericit nespus, în etern vor sta la dreapta lui. Acum, dar, toți suntem aici înaintea lui Dumnezeu ca să ascultăm tot ce ți-a poruncit Domnul să ne spui. Amin. Se poate împlini versetul acesta cu unul fiecare din noi? Amin. Dacă ai venit în această dimineață aici, ai venit cu gândul acesta, să știi că atunci Domnul îți va vorbi în dimineața aceasta. Amin. Dacă nu ai venit cu gândul acesta, mai este timp să-ți ceri iertare de la Domnul dacă un alt gând firesc te-a adus aici sau o altă atitudine te-a adus în locul acesta. Mai este timp să ceri iertare de la Domnul, să te zmerești, să te umilești și în casa lui Dumnezeu să nu stai cu nebăgare de seamă, ci în casa lui Dumnezeu să stai cu un singur gând. Doamne, vrem ca Tu să ne vorbești. Amin. Și apoi să ne ajuți să împlinim ceea ce Tu ne vorbești. Fie printr-un rob al Tău, fie prin alt rob al Tău, fie printr-unul, prin altul, printr-o lucrare, prin alta, facă Domnul în această zi să vorbească întregii adunări. Vă îndemn să deschidem Sfânta Scriptură în Cartea Levitic, capitolul 6, versetele 8 până la 13, pagina 112 în Sfintele Scripturi, traducerea fratelui Cornilescu. Cu toată atenția să urmărim citirea Scripturii. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: dă următoarea poruncă lui Aaron și fiilor săi și zi: iată legea arderii de tot. Arderea de tot să rămână pe vatra altarului toată noaptea până dimineața și în felul acesta focul să ardă pe altar.
Preotul se îmbrace cu tunica de in, să-și acopere goliciunea cu ismenele, să ia cenușa făcută de focul care va mistui arderea de tot de pe altar și să o verse lângă altar. Apoi se dezbrace de veșmintele lui și să se îmbrace cu altele, ca să scoată cenușa afară din tabără într-un loc curat. Focul să ardă pe altar și să nu se stingă deloc. În fiecare dimineață, preotul să aprindă lemne pe altar, să așeze arderea de tot pe ele și să ardă deasupra grăsimea jertfelor de mulțumire. Focul să ardă necurmat pe altar și să nu se stingă deloc. Amin. Amin. Cum spuneam la începutul acestei înaintări cu care am venit înaintea dumneavoastră, vă dau prilejul, atât mie cât și dumneavoastră, să facem încă o rugăciune în comun în care să ne verificăm tot starea. Și dacă nu ești dispus aici și nu ai venit special aici ca Domnul să-ți vorbească, chiar dacă s-a făcut rugăciune de mărturisire, mai fă una. Încă nu e în regulă cu viața ta dacă nu ți-ai pus în regulă problema aceasta. Dacă ai venit cu o stare de indiferență, chiar dacă s-au făcut mai multe rugăciuni și încă indiferența nu te-a părăsit, roagă-L în rugăciunea aceasta pe Domnul să-ți dea la o parte indiferența. Și un singur gând să ne penetreze în inimile noastre. Doamne, vrem ca Tu să ne vorbești. Haideți cu toți în comun să facem rugăciunea aceasta. Zicem un bun venit tuturor celor care la această dimineață și-au făcut timp, au renunțat poate la alte lucruri sau chiar la a vizita alte biserici și sunt în această dimineață împreună cu noi. Prieteni scumpi, frați, surori, mai de aproape, mai de departe, pe toți vă salutăm în numele Domnului. După cum vedeți, în această dimineață aici, lângă mine, sunt doi frați, pe unul probabil îl cunoașteți mai mult, pe altul la fel îl puteți cunoaște, dar nu că l-ați văzut aici la noi în biserică, poate de pe unele casete, video care s-au tras în țară cu ocazia unor vizite la dânsul în familie. Dar fie pe unul, fie pe celălalt, dorim ca Domnul să-i binecuvinteze. Și în ziua aceasta, Domnul cred că vrea să ne vorbească, chiar dacă două cazuri diferite, un om chemat din lume, ați auzit mărturia fratelui Demeter Ioan, dânsul este, un om chemat dintr-o poziție socială suficient de înaltă pentru a-l putea ține tot acolo. Dar când Domnul i-a făcut chemarea, măcar că nu special un penticostal, nu special un baptist, i-a bătut la ușa inimii, dar dacă Hristos i-a bătut la ușa inimii, el s-a întors la Domnul. Puteți vedea lucrarea Domnului astăzi, deci, cum spuneam, într-un om chemat dintr-o stare mai înaltă socială, sigur. Mărturia casetelor dânsului poate le aveți majoritatea, dânsul a mai fost la noi de două ori. Astăzi mai mult va predica cuvântul Domnului, dar mai avem încă un caz în mijlocul nostru, despre care spuneam că n-a mai fost între noi decât pe casete video, dacă l-ați vizionat. Este vorba de fratele Gabor Ioan. Amândoi sunt din Oradea, cu specificul că fratele Demeter este din Băile Felix, din Biserica Betesda, iar fratele Gabor Ioan vine tot din Oradea, din Biserica Baptistă Emanuel. Dânsul a trecut printr-o fază care, când am văzut o secvență de casetă într-o vizită la cineva, când mi-a pus-o, am rămas foarte mirat și de atunci m-am tot mirat și am spus cât de felurit este Dumnezeu în lucrul lui. Pe unii Dumnezeu îi vindecă într-o clipă, pe alții nu îi vindecă niciodată. Se îmbolnăvesc și pleacă prin boală dincolo la cele veșnice. Pe alții însă, cum veți auzi mărturia dânsului la momentul potrivit, îi lasă Dumnezeu de ordinul zecilor de ani. Și încă Domnul mai trebuie să vindece la dânsul. Și Domnul încă vindecă. Veți avea deci de ascultat doi oameni cu două mărturii diferite, dar care s-au întâlnit în același punct, Hristos. De aceea, și pentru cel mai împietrit, și pentru cel mai necredincios, și pentru cel mai cu suspiciun, sau și pentru cel care se crede mai înțelept, va fi astăzi un cuvânt potrivit cu starea lui. Lasă-ți doar inima deschisă și Domnul îți va putea vorbi. Și facă Domnul lucrul acesta.
Laudăm cu toții pe Domnul cu o cântare în comun, după care corul bisericii va lăuda pe Domnul o cântare, urmată fiind lucrarea aceasta de lauda Domnului cu fratele Samuel Dem, care dorește să laude pe Domnul cu o poezie. După poezia aceasta, dăm loc, pentru a avea timp suficient, dăm loc fratelui Demeter a ne spune ceea ce Domnul i-a pus pe inimă. Minune când soarele-a pune, minune din veșnicie, dar mai mare minunea din inimă, e minunea că El m-a iubit. Minunat e Domnul meu, mai minunat e El decât orice pe pământ. Minunat e Domnul Sfânt, minunat e Domnul meu, mai minunat e El decât orice pe pământ. Minunat e Domnul Sfânt. E o minune și vara și iarna, minune din veșnicie, dar mai mare-i minunea din inimă, e minunea că El m-a iubit. Minunat e Domnul meu, mai minunat e El decât orice pe pământ. Minunat e Domnul Sfânt, minunat e Domnul meu, mai minunat e El decât orice pe pământ. Minunat e Domnul Sfânt. E o minune întreaga mi făptură, minune din veșnicie, dar mai mare-i minunea din inimă, e minunea că El m-a iubit. Minunat e Domnul meu, mai minunat e El decât orice pe pământ. Minunat e Domnul Sfânt, minunat e Domnul meu, mai minunat e El decât orice pe pământ. Minunat e Domnul Sfânt. Scopul nații, prezinții-vă, Iisus judecătorul de plin.
curaj în fața morții. Ah, dă-ne tu puterea ascunsă în sulul cărții și încă un dar îți cerem curaj în fața morții. Cum plini de-a ta putere te-au proslăvit martirii și în ceasul de pe urmă și în clipa despărțirii. Și atunci când firul viețile era amenințat, deși în fața morții ei nu s-au lepădat, nici urletul de fiare, nici răcnetul de lei, nimic n-a fost în stare să nască frică în ei. Credința oțelită era a lor tezaur, de nu i-a tras vreo mită, nici idolii de aur. Respect, cum niciun nume lui Dumnezeu n-a dat, îi dă orbita lume unui vițel turnat. Din zeii lumii ce în Babilon apar, apare în cursul vremii și Nebucadnețar. La chipul cel turnat de bulgărul de tină, era întregul stat datornic să se închine. Fanfara slăvea chipul, armata stătea în spate, mulțimea ca nisipul adunată din cetate, când glasul de sirenă fanfarele lansa, mulțimea ca nisipul în față îi se așternea. Se încrede plin de o travă că-i singurul sub soare, ce s-a aplaudat cu slavă și semne de închinare. A mea e toată lumea de astăzi, fac ce vreau, cui vreau îi dau viața, cui vreau la fel îi o iau. Observă însă în dreapta o scenă cu mirare. Trei tineri ce n-ascultau semnalul de închinare, trei tineri din Israel stăteau mai înapoi, erau în rând cu alții din prinși de război. Îi cheamă dregătorul la sceptru sus pe scenă, ca să-i dea părerea de ce nu-i se închină. Iar prietenii lui Daniel răspund cu glas toți trei: noi suntem din Israel, nu ne închinăm la zei, nu ne închinăm la idoli și nici la pietre moarte. De-a noastră lege sfântă tu nu ne vei desparte. Aceasta ne-e credința, noi pentru ea luptăm, din ei lua viața, înapoi noi nu ne dăm. Se îndreaptă spre popor păgânul cu glas tare: aprindeți un cuptor în graba cea mai mare. Acolo vreau să știu pe cine au ca tată și care Dumnezeu veniva ca să-i scoată. Și glasul ca un tunet străbate în lung piața: să știe toată lumea că eu le iau viața. Flăcăi-l întrerup: avem în cer un tată ce poate să ne scoată din mâna ta, împărate, și chiar de n-o să vină al nostru Dumnezeu, noi nu ne închinăm ție și nici chipului tău. Fanfara fu oprită, soldații înarmați stau gata să-i sfâșie pe tineri acuzați. Călăii fără număr se strânge în jurul lor și silindu-i îi îndreaptă cu fața înspre cuptor. De mâinile haine, cele trei trupuri sfinte fur aruncate în fundul cuptorului fierbinte. Vedeai râzând dușmanii în hohote voioși, căci au stârpit din lume trei tineri credincioși. Deodată
Nebucadnețar se smulse dintre ei. Fu curios să vadă cenușa celor trei, dar se întristă amarnic, căci nu fu cum crezu și fu cuprins de groază de ceea ce văzu. Mirat, ridică tonul din nou către popor. Câți tineri am dat ordin să ardă în cuptor? Trei! Strigă tot poporul. Trei condamnați pe loc! Dar cum de văd eu patru și neatinși de foc? O groază îi cuprinde, serbarea încetat și împăratul cade aproape leșinat. Ieșiți afară, strigă cu glas domol și plând, voi, prietenii lui Daniel și fiii celui sfânt, căci el purtat a grijă de voi și în cuptor și v-a trimis din ceruri un înger salvator. Și astfel Babilonul trezit fu prin cei trei, fu biruit de Domnul și curățit de zei. O, suflete, ce acum asculți, poate mirat, ai tu credință în tine căci poți fi mântuit? Îl lauzi tu pe Domnul la bine și la chin? Sau te ascunzi sub masca și firma de creștin? Te lauzi doar cu atâta că crezi și tu în el, iar când vine ispita, te scuzi în chip și fel. Azi gândește-te bine de vrei să ai salvare în ziua care vine la judecata mare, căci iarăși va apare acel ce stă pe tron să facă o curățire ca ieri în Babilon. Va fi produs un tunet mai mult decât când plouă, când fiul va da ordin, desparte-ți lumea în două. Vedea vei ca săgeata, ca uliul după pradă, toți îngerii deodată deasupra de grămadă. E ziua de potop, e judecata mare, când pleava intră în foc, iar grâul în grânare. E ziua dată a morții, sunt clipele mâniei, când se desparte soții, părinții și copiii. Azi nu mai e scăpare, degeaba te bocești. Cum ți-aș ternuș în viață, așa te odihnești. Ah, cum ai dori în lume un ceas să mai trăiești, ai ști să veri suspine și să te pocăiești. O, Doamne, un singur lucru din inimă îți cer, să pregătești tu locul la tot poporul în cer. Și dacă în crematoare ne aduce firul sorții, să dai la fiecare curaj în fața morții. Amin. Acea schimbare de, între cele două grupe, vă rog să ne ridicăm în picioare. Vom cânta două versete de cântare până cei care trebuie să iasă vor ieși și să intre pe ieșiți. În mărire când cânta vom Osana, când Iisus de aici ne va aduna, vom gusta din cerească fericire și vom fi îmbrăcați în nemurire. Mare ești tu, Doamne, Creator, mare ești și atotiitor, mare ești și mare-i slava ta, mare-n veci va rămânea.
când în ceata sfântă o să ne vedem, cu toții împreună noi o să-i cântăm. Lacrime pe fața noastră n-or mai fi, și cu cei sfinți acolo vom locuie. Mare ești, Doamne, Creator, mare ești și atoțietor, mare ești și mare-i slava ta, mare-n veci va rămâne. Preobiților, doresc ca Domnul să vă sfințească pe toți. Să intrăm în sărbătorile de iarnă mai sfinți ca oricând. Preobiților, vă aduc salutări sfinte de la sfinții din România, din multe județe pe unde harul Domnului m-a purtat de când noi nu ne-am văzut. Dar vă aduc un salut special de la cea mai tânără biserică a Domnului Iisus. Cred că nu greșesc. Cea mai tânără din România și poate printre cele mai tinere din lume. Biserica Betesda din Văile Felix. Acolo sunt astăzi 30, poate vor fi chiar 50 de oameni care stau în rugăciune ca noi astăzi să-L mărturisim pe Domnul Iisus în duc și adevăr. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. La plecare de aici mi-aduc aminte pe hol, a fost câțiva frați care au spus, frate, să mai vii la noi. Și a spus, fraților, dacă spune că da, aș fi un mincinos. Dar rugăciunile dumneavoastră pot rezolva această problemă. Noi am venit aici în urmă cu o săptămână și ceva. Și am venit pentru bisericile dinspre Bruck, Gnitefeld, Feldkirchen, Graz, Linz și astăzi trebuia să fim la Linz și la Graz. Dar eu cred cu toată ființa mea că noi n-am ajuns aici pentru un telefon, ci am ajuns aici pentru că rugăciunile dumneavoastră au fost ascultate și Domnul are astăzi un plan și voia Lui să se facă. Amin. Dragilor, dacă îmi doream să mai vin la dumneavoastră, n-am fost în stare să cred că voi veni atât de binecuvântat cum am venit astăzi aici. Din mai multe motive, doresc să vă expun doar unul. Sunt împreună cu fratele Nelu Gabor. Aduceți-vă aminte de ilustrația din Scriptură în cât moare săracul Lazar și este dus în sânul Avram și moare bogatul care este îngropat. Și bogatul de acolo strigă, Părinte Avrame, cunoașteți istoria? În final spune, dar totuși trimite pe cineva acasă la mine, că dacă vor ști ce e aici, se vor pocăi. Și spune Avram, aveți pe Moise. Și prorocii, și chiar dar învia cineva din morți și tot nu vor crede. Cine nu cunoaște această ilustrație? Cine nu știe astăzi că Iisus Hristos a murit pentru păcatele omenirii, că a biruit moartea prin puterea învierii? Cine nu știe? Dar câți cred? De 24 de ani, pe toate meridianele globului, a parcurs vestea ca un fulger, căci în România se petrece o minune, minunea secolului 20, așa este intitulată, de știință, de medicină. Cine nu știe? Și noi cerem minuni și astăzi. Se întâmplă minuni sub ochii noștri și nu le vedem. De aceea, prea iubiților, astăzi mă rog ca Duhul Domnului să lămurească fiecare minte. Amin. Să lămurească fiecare, să lege puterile celui rău, să le arunce în adâncimi și să n-aibă nimeni parte de ele. Și să priviți astăzi la Domnul Iisus și la ce face El. Amin. În acest context aș vrea să vă vorbesc în câteva minute. Nu prea mult, vreau să las timp suficient ca fratele Nelu Gabor să spună ce a făcut Domnul. Pentru că n-a fost numai o dată declarat mort, ci de trei ori. Și pentru că astăzi este viu, și pentru că astăzi arde pentru Hristos, Domnul mi-a pus pe inimă să vă vorbesc despre arderea pentru Hristos și să ardem cu toții, începând cu mine și terminând cu ultimul din anexe. Dumnezeu să ne ajute! Fraților, aș
vrea să vorbesc despre răceală și căldură astăzi. Este un context pe baza căruia o lume întreagă astăzi este zguduită din temelii. Dumneavoastră se pare că ați ieșit din acest context, pentru că prin mila Domnului, dumneavoastră nu prea știți ceea ce la frig. Dumneavoastră sunteți binecuvântați și în casele dumneavoastră e cald. Sunteți binecuvântați când ieșiți afară pentru că aveți cele de trebuință să puneți pe dumneavoastră. Aveți servicii bunicele și asta înseamnă că e căldură. Slăvit să fie Domnul! Toate acestea prin mila și îndurarea Lui. În România, la ora actuală, poporul român este în stradă. Din cauza răcelii, mă pot justifica. Preobiților, ați auzit în toiul verii pe cineva să facă grevă că e prea cald în apartament? Ați auzit vreodată o asemenea întâmplare? Nu. Parcă atunci când e răceală și când e frig, și foamea e mai grea. Și atunci când e căldură, parcă nici foamea nu e așa de grea. Și dacă am citit partea din Scriptură, din Levitic, despre legea arderii de tot, probabil mulți ați trecut pe aici, peste partea aceasta din Scriptură, și ați zis, asta a trecut, s-a terminat cu legea pentru că Domnul Iisus a venit să împlinească legea și legea dragostei a rezolvat totul. Tocmai. Legea dragostei a venit și a prins focul mai puternic. Și de acum Domnul ne pune o întrebare. Este cazul să ieși în stradă? Este cazul să te închizi înăuntru pentru că e rece? Sau este cazul să arzi pentru mine și să transmiți din căldura ta? Este o vorbă la român. Unde-i fum, este și foc. Domnul astăzi dorește să ne spună că nu-i chiar așa. Pentru că nu peste tot de unde este fum, este și căldură. Și v-ați mai spune ceva. Știți proverbul acela cu capra? Dacă a murit capra mea, să moară și a vecinului. Dacă nu-i la minifoc, să nu fie nici la el. Pentru că astăzi se întâmplă ceva. Uitați-vă bine. Dacă are unul o instalație de încălzire și încă îi merge instalația și e cald, ceilalți, nu din cauza frigului nu mai pot, ci din cauza că la ăsta este căldură și la mine nu este. Spunea Moldova cineva, frate Nelu, chestia aia cu capra e depășită de mult. Acum nu se mai spune dacă a murit capra mea, să moară și a vecinului. Ce dacă a murit capra mea, să moară și vecinul, să rămâie capra. Fraților, problema nu o să o rezolvăm nici cu legatul caloriferilor înapoi la rețeaua în România și nici cu mărirea salariilor. Pentru că la dumneavoastră toate acestea sunt rezolvate și totuși arderea se pare că nu este cea care trebuie, dar fum este. Haideți să vedem ce spune cuvântul Domnului cu privire la arderea de tot. Arderea de tot. Știm bine că Domnul promite lui Avram că voi face din tine un neam mare precum stelele. Își ține Domnul promisiunea? Slăvit să fie Domnul! Iată că Domnul spune că voi face din voi o seminție, o preoție sfântă. Își ține Domnul promisiunea? Suntem noi în cazul acesta neam de leviți? Suntem? Suntem, slăvit să fie Domnul! Suntem noi preoți? Doamne, ar trebui să fim. Doamne, ar trebui să fim preoți. Și preoțimea nu începe de aici, de la fratele Vlase. Preoțimea începe din casa mea. Dacă eu nu sunt preot, la cei trei copii ai mei, care să fie membri în Biserica Domnului și la diaconița care e soția mea, atunci nu pot fi preot în mijlocul adunării. Și haideți să vedem că fiecare avem aceleași responsabilități. Chiar cel mai mic membru din familie, care e levit, și cel mai mare din capul coloanei. Dragilor, a făcut Domnul din noi o preoție sfântă, ales. Ardem noi de tot? Iată ce sfaturi practice dă Domnul prin Moise. Spune-le! Căci focul trebuie să ardă pe altar.
Și Domnul accentuează necurmat, în continuu, tot timpul să ardă focul pe altar. Dragilor, noi am sclipoțit-o un pic așa. Am mai pușcat câte un vreascure în focul nostru și cei din jur a spus, acolo-i foc, arde. O mai văzut cineva fum, mărgând și venind de la biserică și a spus, domnule, ăsta e levit. Și atâția oameni îmi spun mie, zice, lasă-mă, mă, Ioane, că m-am convins eu de voi. Știți, din mărturia mea făceam o afirmație, toți sunteți apă sfințită. Domnule, ăla-i pocăit. Nu de mult am luat o femeie din biserica din Aleș, județul Bihor, soțul ei se botezase la biserica penticostală, dar de dragul ei o renunța la Domnul, că era tare frumoasă. Și zice, soțul meu e pocăit, dar nu mai merg la biserică. Soră, poate ai vrut să spui că e penticostal. Dar zice, și soacră mea zice, e pocăită, că e baptistă. Și nici ea nu prea merge, numai socrul meu. Poate ai vrut să spui că e baptistă. Pentru că ea nu arde pentru Domnul. Și oamenii ne confundă. Toți ard, fraților, într-un fel sau altul, dar este important pentru cine arzi. În Biserica Ortodoxă sunt oameni care la ora actuală scot un fum mai mare decât noi toți de aici. Știți prin ce? A început postul Crăciunului. Toată lumea arde pentru Domnul. Lunea e lune, miercurea e miercure, vinerea e vinere. Și duminica, toată lumea merge să-și rezolve problema cu popa pentru că ei ard pentru Domnul. Ei bine, ei fac fum. Pentru că ei nu realizează că căldura lor poate molipsi o națiune, o lume întreagă care să ardă pentru Hristos. Și pe cei care ard pentru mine, Domnul spune, îi vei cunoaște după? După ce îi vei cunoaște? După? Cum îți tragi la șpiț, nu? După roadă. Aș vrea să vă amintesc ceva. Nu vreau să plictisesc pe nimeni, dar vreau să vă aduc aminte de o secvență pe care am mărturisit-o aici. În momentul în care Dumnezeu mi-a vindecat copilul, cu toată poziția pe care am avut-o, am spus, nu vreau să mă rușinez, ca să știe toți că eu cred în Dumnezeu și că Dumnezeu mi-a vindecat copilul. Și purtam o cruce la gât atâta. Și nu mi-a fost destul ca să mă duc peste tot, să mă vadă toți, că mie nu mi-e rușine de Domnul. Am cununat 11 fiini în Biserica Ortodoxă. Asta e ardere. La toți le trebuia butelie și casă. Și nu a fost destul să cumpăr în fiecare an măcar un rând de haine la popa. Și n-a fost destul, am spus, biserica din satul meu să dărâmă, trebuie să o consolidez, să o ridic și să o pictez la loc. Să-mi plătesc datoria, să ard pentru Domnul. Știți ce-s astea? Grăsimile despre care vorbește în Vechiul Testament. Pe Domnul nu-l impresionăm cu mirosuri de felul acesta. Iată că cuvântul Domnului îl învață pe Moise să spună leviților, să spună lui Aron și fiilor lui ce să facă, să curățe cenușa. Noi suntem binecuvântați români. La ustrești, dacă le spui povestea aceasta, așa rămân. Mai spune. Cum scotem noi cenușa cu gerbevoșul? Știți ce e la gerbevoș? Cum scotem noi cenușa de acolo? Știți, fierul acela îndoit. Și cum scoatem cenușa de acolo? Cenușe în care acum, la ora actuală în România, știi ce găsești? Tot felul de cuie și de plevuri și de bădice, pentru că oamenii fac foc cu ce pot. Am fost în sudul țării, la Medgidia, cu bălegar fac foc. E bine, poți să pui leamnele cât de uscate pe foc. Dacă e cenușe de desubt, arde? Arde sau nu arde? Nu arde, prea iubiților. Haideți să vedem ce trebuie făcut, că Domnul ne învață. Aș vrea să o iau cu partea de la urmă. Să curățăm cenușa. Pentru aceasta trebuie să te îmbraci într-o haină curată. Ca să scoți cenușa de sub altar, ca să scoți cenușa de acolo și să ardă focul, trebuie să vin, bazat pe 1 Ioan 1 cu 9, să mărturisesc păcatele. Pentru că Dumnezeu este credincios și drept, mi le iartă și mă curățește de orice. Iată cuile și plevurile și bădicile de acolo din cenușe. Orice! Dar să arunc cenușa afară. Pentru că acolo
În cenușa aceea găsești privirea mea trufașă. Acolo, în cenușa aceea, găsești auzul meu care este cuplat la orice, numai la ce trebuie, nu. Acolo găsești chirceala și acreala din inima mea, care îi supărată că are și eu n-am. Spune la fel ca și mine. Acolo găsești moda care mă apasă și mă chinuie de ani de zile, că nu mai știu ce să fac. Acolo găsești vrăjmășia dintre frați, duhul acesta de gâlceavă și neobrăzarea pe care o am, să mă duc să-i spun pace și eu nu-l pot vedea în ochii mei. Dragilor, cenușa aceasta trebuie curățată. Dar trebuie să te îmbraci într-o haină curată ca să scoți cenușa. Interesant! La servici, când mergeți, vă îmbrăcați în șalupetă. Și aici trebuie o haină curată. Știți care e haina aceea? Haina smereniei. Haina umilinței. Haina răbdării și a îndelungăi răbdări. Genunchii aplecați și lacrimile care trebuie să îmi spele fața. Și cenușa aceea trebuie să o îngrop undeva, într-un loc curat. La casa Domnului am venit aici, un loc mai curat, un loc mai prielnic pentru a arunca cenușa din viața mea. Nu există! Al loc nu există! Aseară la noi dau, eu am slujit aseară și alaltă seară la noi dau și fratele Nelu la Agnitefeld. Și am făcut juncțiunea lângă Wiener, ca în filme. Slăvit să fie Domnul! Că toate au mers exact cum am cerut de la el. Și spunea un frate, mi s-a pus o întrebare care m-a încuiat. Care sunt cei mai buni acum, baptiștii sau penticostali? Și metea ce ai zis? Apoi spun drept, frate, că eu aș trage focusul ala mea. Eu zic că penticostali. Zic, frate, rău te-ai păcălit. Dar nu vrei să spui că baptiștii? Nici vorbă. Spune-o care-s mai bun. Pocăiți. Amin? Amin. Doamne, ajută-ne să fim pocăiți. Amin. Că atunci sigur vom fi buni. Ei bine, dragilor, cenușa aceasta trebuie aruncată. Și dacă te-ai mărturisit, atunci poți să aprinzi focul. V-aș pune o întrebare la cei care ați făcut foc. Ați aprins vreodată focul cu ațățături verzi? Nu? Trebuie să fii nebun, să te duci să iei leamnile verzi, să aprinzi focul și pe urmă să le pui pe cele uscate, nu? Asta și un copil mic știe. E bine, dacă știm bine că trebuie să atâțăm cu lemne uscate focul, focul ca să dea căldură nu va da cu lemnii verzi. De acord? Noi ne păcălim singuri și în țară facem lucrul acesta. Mă, să-l aprind un pic și mai dau câte unul verde. Asta e exact ca și cum îi dai la român zamă. Dă-i supă cât de multă ca să se umple, apoi îi trece, da? De unde calorie? De unde putere? Pentru că nu are altă soluție. Ori în condițiile în care ai ațățat focul și are tiraj, ai scos cenușa afară, pentru că te-ai mărturisit de păcate, pune lemne uscate pe el și să ardă necurmat. Adică ce să ardă? Jertfa ta. Care jertfă? Haideți să vedem un pic. Preobiților, mărturia mea, sinceritatea mea față de Domnul, pocăința mea, rugăciunile mele, jertfirea mea pentru Domnul prin dărnicie, prin milă, prin răbdare și îndelungă răbdare, prin facere de bine. Fraților, vreți să aprindeți focul? Aici, în Austria, într-o biserică, într-o seară, un frate a fost foarte revoltat că se cântă cântări care nu-s de ale Domnului. Să cântă cântări de la frate Ioane, zice, eu n-am venit ca și dumneata dintre dansuri, dar cred că dacă vine unul dintre dansatori de acolo, începe să danseze. Frate, vrei să rezolvi cântările? Vai ce vreau, frate! Vai că nu știi ce vreau, că am spus și la fratele păstor că într-o zi mă înfurii și mă duc și dau jos și proiectorul și tot îi le arunc de acolo. Suspend democrația. Frate, nu faci asta. Aruncă cenușa. Cenușa din viața mea trebuie să o arunc eu. Dar întâi trebuie să o arunc pe a mea și pe urmă pe a fratelui și pe a sorei. Pentru că dacă el nu-i bine, la ce mă ajută? Că nu-s nici eu bine.
Dar dacă eu voi fi bine, atunci focul meu va arde și se va încălzi și el. Și văzând că la mine arde din cauza că n-am cenușe, va arunca și el cenușa. Și vei vedea, frate, că într-o zi cântările acestea nu mai fi. Pentru că cel rău își face intrările, știți pe unde? Pe unde e gemulețul deschis. Hoțul, dacă nu poate intra pe poarta principală, caută în spate. Nu poate nici acolo. E închis tot. Dacă gemulețul de la baie atât ai deschis, el pe acolo vrea să intre. Și dacă nu poate altceva, bagă un cârlic. Trimite o cântare, care nu-i după voia Domnului, fratele-i plecat, nu știu unde, prezbiterul nu poate zice nimic, că e nepotul său cu cântările și celălalt nu poate... Iertați-mă dacă am spus ceva, nu știu nimic. Da? Și zice, lasă așa acum, că vine fratele acasă și pe când vine fratele, toată lumea spune, măi, ce cântare frumoasă a venit în biserica noastră. Și iată cum crește cenușa în sobă. Fraților, trebuie să aprindem foc. Trebuie să punem lemne uscate pe foc. Lemnele uscate de unde le au? Într-o vreme de criză. Nu vă spun o noutate. Situația din România este fără precedent. Nu poate rezolva nimeni din lume la ora actuală. Nu există. N-ai cum. Chiar dacă ar da buzunarele americane și le-ar întoarce pe dos să cadă tot ce au în buzunare, nu se poate rezolva situația. Situația o poate rezolva numai Dumnezeu. Mărire Lui. Dacă Dumnezeu o poate rezolva, atunci hai să ne întrebăm cum. Dumnezeu nu va lucra fără noi. Numai prin noi, prin leviți. Și dacă leviții vor asculta de Dumnezeu și vor aprinde focul, Dumnezeu va lucra. El întotdeauna ce a zis a și făcut, slăvit să fie El. El și de data aceasta va face întocmai. De aceea, fraților, a venit vremea să ne întrebăm, sunt eu un lemn verde cu care vreau să dau o putere calorică sau sunt un lemn uscat? Sunt eu uscat? Trăiesc eu sau trăiește Domnul în mine? Dacă trăiește Domnul în mine, sunt gata să ard pentru Domnul. Dacă El trăiește în viața mea, eu voi arde în toate aspectele vieții mele. Fraților, nu fac niciun apropo la nimeni. Ne-am obișnuit așa de mult să ne apropiem din nou de legea Vechiului Testament. Aproape în toate bisericile pe unde umblu, constat același lucru. Până și creștinii după Evanghelie, care nu-și plăteau zeciuiala, au ajuns și ei la zeciuiala. Și cum facem noi, cum nu facem, ne facem socotelile, eu, frate, pe mine să mă lași în pace, că eu știu cât am dat, eu sunt păcat, eu cred că mi-am plătit datoria. Fraților, dacă ardem pentru Hristos și trăim prin har, haide să-L punem pe Dumnezeu la încercare într-o vreme ca aceasta. Dacă trăiesc prin har, atunci nu mai sunt al meu, sunt al Lui și tot ce am nu e al meu, este al Lui și că ceea ce sunt doar un administrator cu responsabilități majore, care trebuie să asculte Domnul ce spune. Și dacă El spune, pune pe foc, Ioane, eu pun pe foc, nu eu sunt cu economia, El este cu economia. Și veți vedea că în momentul în care eu voi începe de la zeciuială în sus, spre har, și mă voi întreba, Doamne, cât să mă opresc din cât mi-ai dat? Eu știu că din 100 ai mei, Domnul mi-a dat numai 100 pentru că să mă vadă cât mă opri din ei. Dar dacă ți-o dat 1000, întreabă-L, Doamne, cât să mă opresc din ei? Vine Crăciunul, Doamne, chiar acum am cer, când vreau și eu să am o rotie nouă, vreau și eu să... Și Domnul, dacă te întreabă, așa cum întrebam în mărturia mea, ți-ai făcut un inventar, câte rotii ai, câte fuste ai? Știe Domnul, ai dreptate, Domnul știe. Câte costume ai? Știe Domnul. Da, Domnul știe, dar trebuie să știi și tu. Fă-ți inventarul. Și arde pentru Domnul. Dragilor, eu am ars, am zis că ard pentru Domnul în momentul în care am zis că duc tradiția poporului român și folclorul românesc până la marginile pământului. Și când am văzut că mergi odată, mergi de două ori, am spus, asta îi place Domnul. Și pentru că vedem că de multe ori crezând că ardem pentru Domnul, Domnul nu ia o decizie imediată, pentru că nu ne face după dreptate, ci ne face după milă, credem că asta îi place Domnului. Și vine o vreme în care constatăm că de fapt eu nu dau niciun gram de căldură. Pentru că ceea ce fac, de fapt, nu îi place Domnului. Așa că
Atunci când eu credeam că ard pentru Domnul, eu de fapt ardeam pentru cel rău. Și am dus toate acestea până la capătul pământului, până într-o zi în care Domnul m-a conștientizat. Tu nu vezi că numai fum faci? V-aș mai da o ilustrație plastică. Dacă pe strada unde locuiți merge un Mercedes clas de ultimă modă și merge și un Trabant, după ce trece Mercedes-ul, spune cineva, nici nu spune, nici nu observa că a trecut un Mercedes pe acolo, pap, nici nu observa. Dar dacă merge un Trabant, cea mai lungă mașină din lume. 3 metri ea și 15 metri fum. Vedeți? Cam așa vrem noi să facem. Adică noi râdem de parcă n-am fi români, dar noi suntem aia. Fraților, noi suntem aia. Știți? Că noi știm așa de bine că orice problemă am să-i aduc Domnului și Domnul rezolvă. Voi spune ceva ce am auzit foarte interesant, că un frate cu mulți copii n-avea ce să dea să mânce la copii, da? Deci eu ard pentru tine, Doamne, și nu fac nimic fără tine. Doamne, dacă m-ai adus în situația asta, eu i-am făcut copiii ăștia ca să-ți dea slavă ție, mi-ai dat, eu vreau să-i cresc, dar eu nu mai am ce să le dau să mânce. Eu de furat nu o să fur, eu de mințit n-am să mint. Deci nevasta, și atunci ce faci? Îi scriu o scrisoare la Domnul. Și scriu o scrisoare. Doamne, Dumnezeule, Tu mi-ai rezolvat și problema mâncării ca și problema mântuirii prin Domnul Iisus. Eu cred în Tine, dar am ajuns într-o stație limită. Nu mai pot, n-am pentru ce să-ți mulțumesc, că n-am ce pune pe masă. Doamne, trimite mâncare la prunci. Și scrie scrisoarea și o sigilează și scrie pe ea, Demeterioan. Și o trimite. Și când ajunge la poștaș, citește poștașul, pentru Dumnezeul meu. Asta e nebun. Nu a scris nicio adresă, nu? Să uite cine a scris. Păi, el, păi nu se putea altul, numai el. Și el te lua alt poștaș, zice, mă, eu mai am 2 ani până la pensie, dar eu așa ceva nu am văzut în viața mea. Eu știu că pocăiți ăștia sunt puțini, așa, dar zice, nici chiar așa, mă, ăsta întrece orice măsură. Ce mă fac? O pus-o și recomandată. Zice ăla, mă, eu cred că am soluția. Eu chiar am vrut, zice, să fac ceva pentru cineva, dar, zice, eu am acei 250.000 de lei și îi dau lui. Pune și tu ceva. Mă zice, dacă tu pui 250.000 și tu ai un salar așa de mic și o armată de prunci, eu pun 500, zice, că stau mai bine. 750.000 îi pune în plic și se duce și o bagă în cutia poștală. Și vine, no, Marie, vin o să vezi! Ți-am spus că Domnul îmi poartă de grijă? Și deschide plicul și zice 750.000. Mai zice, a furisită-i poșta asta. Știu că a pus 1.000.000, dar precis poștașul la 250.000. Facem fum, fraților. Nici cum nu-i bine. Dar eu știu un lucru. Că așa cum suntem slabi și numai fumul de noi, Dumnezeu vrea să ardem pentru El. Și dacă arzi pentru Dumnezeu, îți spun eu, orice ți-ar face conducerea acestei biserici, orice ți-ar face fratele și sora, oricâtă datorie are cineva la tine și nu ți-o mai dă în veci, nu mai contează că arzi pentru Domnul. Și dacă arzi pentru Domnul, poți ierta, poți uita și poți iubi. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Doresc să închei în felul următor, fraților. Când a fost ultima dată la dumneavoastră, v-am spus că Domnul mi-a poruncit într-o zi să iau foc și să mă apuc de o lucrare în Băile Felix. Și am fost gata să-i spun Domnului, Doamne, cu ce bani? Dar am înțeles că El are bani. Vreau să vă informez că și Dumnezeu a lucrat în tocmai cum a spus. Am finalizat lucrarea în data de 15 august, când am avut și inaugurarea, și tot ceea ce s-a construit și s-a reparat acolo a ajuns la 250 de milioane bani pe care Dumnezeu i-a rezolvat la zi. Slăvit să fie Domnul! Amin. Mai rămânea de plată suma aceea despre care vă vorbeam,
în mărci pentru loc și pentru ce am cumpărat. Și am zis, Doamne, dacă ne-ai dat până aici, acum, imposibil să ne dai ceea ce trebuie, că acolo e mai mult. Că dacă n-ai fi fost de acord, nu ne-ai fi dat izbândă. Dar pentru că de un an de zile, în fiecare zi, grupul de rugăciune este în post și rugăciune și ard pentru tine, tu o să ne dai. Și știți, până într-o zi când am pățit ca și cel cu poșta, că doar Demeter Ioan scrie acolo pe ea. Am zis, Doamne, mai sunt 2 săptămâni. Asta era în 15 acum, marțea trecută. Mai sunt 2 săptămâni, Doamne. Mi-ai trimit chemare din America. Am primit o chemare din Biserica Pentecostală din Detroit. Vino, frate, 2 luni la noi și adunăm banii și ești rezolvat. Nu mă slujești la noi 2 luni. Și am zis, Doamne, dacă tu asta vrei, mă duc și în America. Că tot mai bine e ca în Transnistria. Și n-am căpătat viză. Și am zis, acum ce mă fac? Mai sunt 2 săptămâni. Și vine fratele Petrică la scău și îmi dă un telefon și zice, Nelule, nu te necăji, că tu n-ai căpătat viză pentru că Dumnezeu nu vrea să faci biserica singur. Te ferești de ceva grav. Slăvit să fie Domnul dacă e așa, frate Petrică, dar mie să-mi dai banii. Că îl fac de rușine și ce o să spună ceilalți? Și totuși 50.000 de mărci sunt bani. Și m-am dus prin țară, până la toți oamenii de afaceri creștini. Fie baptiști, fie pentecostali, fie creștini după Evanghelie. Ori strâng șurubul cum ori putut și am adunat 100 de milioane, aproape. Și am zis, iată că Domnul are bani, dar tot puțini sunt. Și atunci am zis, fraților, n-avem ce face decât să punem niște petrol pe foc. Haideți să accentuăm. Până acum erau 3 inși în fiecare zi în post, acum toată echipa. Post și rugăciune. Hai, punem petrol pe foc să ardă, să vadă toată lumea asta că arde. Marțea trecută. În grup de rugăciune primesc vestea să mă duc să mă întâlnesc cu un frate american care slujise cu o săptămână înainte în biserica noastră, ca să-i dau datele, să meargă în America să vorbească. Timp în care îmi spune un frate păstor, Petrică Vidu, zice, frate Nelu, te-ai rugat mult? Zic, nu cât trebuie. Iată ce Dumnezeu ai, un frate din Virginia, nu te-a văzut, nu te știe, nici pe unul din biserica voastră, dar îl cunoaște pe Domnul Iisus și ți-a trimis 15.000 de dolari. Am vrut să plâng și nu puteam. Am vrut să vorbesc și nu puteam. Și am zis, Doamne, chiar așa? Și după ce m-am liniștit, am spus, dar tu mai trebuie ceva. Îi am și pe aia, dar trebuie să luați foc mai tare. Și de aceea am venit în Austria, pentru că fratele Sorin, care este aici cu mine, m-a sunat într-o zi, după ce eram necăjit că nu mi-a dat viză. Frate Nelu, n-ai vrea să vii cu fratele Nelu Gabor, să mergem în bisericile în care n-ați fost? Și cine știe cum va lucra Domnul? Și a spus, pentru că a venit de la tine și nu de la noi, socotesc că Domnul vrea să mergem acolo. Așa am venit aici. Și vreau să vă spun următorul lucru. Scriptura spune, plângeți cu cei care plâng și bucurați-vă cu cei care se bucură. Am dat răspunsul la bucurie. Pentru că îmi spuneam, frate, să plângi cu cel ce plânge, nu e mare lucru. Că dacă vezi că i-a murit copilul sau i-a murit nevasta, cum și nu plângi? Plângi, că doar e normal. Dar să te bucuri când îl vezi pe ăla că ăla are și tu n-ai, asta nu se poate. Acum eu vă provoc pe dumneavoastră, în numele Domnului Iisus, prin călăuzirea Duhului Sfânt, aveți ocazia și să plângeți și să vă bucurați. Nu renunțați la niciuna din ele, căci numai astfel vom gusta din binecuvântările Domnului. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă sfințească și să ardeți pentru Domnul. Amin. Pe autostradă, un frate făcea o pană. Soția l-asista. Și deodată au venit niște oameni răi, trimiși diavolului cu motocicletele, au oprit, l-au buzunărit pe frate, i-au luat toți banii, au luat tot ce a avut în portbagaj și l-au bătut, de l-au lăsat ca mort. Sora îl mângâia, plângea lângă el și vrea să-l aducă înapoi la viață. Se ruga și striga către Dumnezeu, timp în care a deschis ochii, s-a ridicat și a spus, nu-i nimic, draga mea, Domnul să-i binecuvinteze cu mântuire.
timp în care se întorc înapoi, pentru că au văzut pe sora o haină de piele foarte frumoasă și au vrut să o iei și pe aceea, au luat haina timp în care s-a băgat soțul pentru ea, l-au bătut din nou, s-a băgat soția pentru el și au bătut-o pe sora până la inconștient. Timp în care sora era în brațele fratelui și plângeau și se rugau, în timp ce își dădea duhul, fratele striga, nu mă părăsi, nu mă părăsi. Dar ea și-a deschis ochii și a spus, iubitul meu, oamenii aceia trebuie să-și capete mântuirea. Dumnezeu să ne ajute să ardem în orice împrejurare, chiar cu prețul vieții. Domnul să fie lăudat. Amin. Amin. Vreau doar să vă anunț că la sfârșit, când va termina fratele Nelu, cei care doriți să procedați în tocmai ca și Toma, slăviți să fii tu, Doamne, că mâinile mele pipăie și simt, fratele Nelu se va retrage în anexă, se va dezbrăca și în pantalon scurt rămânând, puteți vedea. Am procedat și dânsul a procedat în felul acesta și în Statele Unite și pe unde a umblat, ca nimeni să nu plece de aici ispitit, că am vorbit despre lucruri imposibile, care nu pot fi văzute cu ochii și pipăite cu mâinile. De aceea vă rog, lăsați-vă deschiși la Cuvântul lui Dumnezeu și să ne rugăm cu toții ca Domnul să-L întărească, amin, să-L binecuvinteze și să-L folosească din plin, spre slava Lui. Și la plecare să putem spune într-un glas cu toții, vino, Doamne Iisuse, amin. La portal la ceea ce spunea fratele Nelu Demeter, dacă pe lângă banii cei mulți care Domnul i-a dat, dacă Domnul simți că te cheamă să participi la lucrarea aceasta cu puținul tău, la urmă rugăm pe un frate cu ordinea să ia coșulețul, după cum a fost ultima înțelegere la noi la comitet, și să stea acolo în spate. Și cine vrea să participe la lucrarea aceasta și mișca de Domnul, e lucrarea Domnului, dacă e a Domnului, Domnul se pune pe inimă. Și toți cei ce vreți să participați, veți introduce în coș și toți banii aceia care se vor strânge, vom da la urmă la fratele Nelu, expre pentru lucrarea aceasta. Poftim? Vom elibera. Fratele spune că vrea să lucreze cât se poate de cinstit, de corect, de deschis și va elibera și o chitanță pentru toți banii care vor fi acolo. Acum, continuăm lucrarea înaintea Domnului și să lăudăm încă chiar cu o cântare în comun pe Domnul. Timpul acesta ne vom ridica în picioare, dar după cântarea aceasta, fratele Fanesabă va mai lăuda pe Domnul cu o cântare și apoi dăm loc fratelui Gabornelu care să mărturisească felul cum Domnul a lucrat în viața dânsului. Acum să ne ridicăm în picioare pentru cântarea. Lăudați pe Domnul cu iubire, căci El pentru noi s-a jertfit. Cântați și dați-i mărire, căci El pentru noi a murit. Lăudați, lăudați pe acela ce s-a jertfit. Lăudați, lăudați pe Cel ce atât ne-a iubit. Lăudați minunata-i putere care boldul morții a frânt și prin glorioasa înviere ajuns la Tatăl Preasfânt. Lăudați, lăudați pe acela ce s-a jertfit. Lăudați, lăudați pe Cel ce atât ne-a iubit. Lăudați, vieni plini de speranță, Domnul e mereu
printre noi, priveghinde-se avem siguranță, Domnul se îngrijește de noi. Lăudați, lăudați pe acela ce s-a jertfit. Lăudați, lăudați pe cel ce atât ne-a iubit. Lăudați-le toți pe Salvatorul, pe Domnul cel viu pururea, pe Tatăl și Mântuitorul, căci ne va binecuvânta. Lăudați, lăudați pe acela ce s-a jertfit. Fă-mă necurmat prin lumea cea întinsă, Iisus o pot păstra curat și pururea nestinsă. Iisuse, fă-mă cum vrei Tu, să nu spun da la ce spui nu, să nu spun nu la ce spui da, ci-n toate fie voia Ta. Și pâine pentru cei flămânzi și apă limpezită, alin plăcut la suferinți, fă-mi viața mai trăită. Iisuse, fă-mă cum vrei Tu, să nu spun da la ce spui nu, să nu spun nu la ce spui da, ci-n toate fie voia Ta. Rare pentru rătăciți, liman de odihnire și punte pentru îndepărtați, o fă-mă prin iubire. Iisuse, fă-mă cum vrei Tu, să nu spun da la ce spui nu, să nu spun nu la ce spui da, ci-n toate fie voia Ta. Să fiu cum mă dorești, Iisus, o flacără din Tine, oriunde merg s-arăt nespus, o cale spre mai bine. Iisuse, fă-mă cum vrei Tu, să nu spun da la ce spui nu, să nu spun nu la ce spui da, ci-n toate fie voia Ta. Iisuse, fă-mă cum vrei Tu,
Să nu spun da la ce spui nu, să nu spun nu la ce spui da, ci-n toate fie voia ta. Îi mulțumesc lui Dumnezeu și mă bucur de acest har că sunt în mijlocul dumneavoastră și mă bucur când văd o număr atât de mare și aici, în această țară, și că Dumnezeu vă pune această dragoste, chiar dacă aici sunteți la distanțe mari, să vă adunați atunci când e timpul de închinăciune. E un mare har să poți fi în casa lui Dumnezeu și nici eu până nu l-am pierdut, nu l-am știut prețui. Psalmistul spune așa, că o zi în curțile casei Domnului face mai mult decât 1000 petrecute în altă parte. Nici nu am înțeles, să zic așa, și nici n-aș fi crezut că se compare o zi cu 1000, că e mai fericit omul acela care poate fi în casa Domnului. Și de aceea îl numesc har. Dar eu am ajuns, prin îndurarea lui Dumnezeu, să trăiesc această experiență. A trecut mult peste 1000 de zile când aș fi dorit să merg în casa Domnului și n-am putut. Și atunci mi-a dat seama ce înseamnă harul acesta. De aceea, dacă Dumnezeu v-a dat putere, sănătate, nu neglijați niciodată harul acesta de a veni în casa lui Dumnezeu, ca să nu vină o zi când să doriți să veniți să nu puteți. Iar mă bucur că azi noapte, la fratele care am venit, Sorin, i-am spus, am văzut un loc unde nu era potrivit și am văzut un frate, știam că e pocăit și chiar un frate așa mi s-a arătat că e ceva mai sus, dar era într-un loc nepotrivit și l-am văzut aici în biserică când am venit. Dumnezeu să fie slăvit, căci Dumnezeu are ceva de corectat în noi, de a ne forma după voia, de a ne aduce după voia asta să nu trăim în păcate și El să fie slăvit pentru toate. N-am știut unde îl vedeau sau cum a fi, dar slavă lui Dumnezeu pentru toate. Iar eu am trăit o experiență, cei mai mulți cred că știți, Dumnezeu să fie slăvit că tot ce face El e spre binele nostru, chiar dacă noi de multe ori nu înțelegem și ne supărăm. Romani 8:28, pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Deci, noi ar trebui să ne bucurăm și atunci când Dumnezeu ne trece până încercări. Toate sunt binecuvântări, dar noi așa le numim de multe ori încercări, că toate acestea sunt spre binele nostru. Iar tot în Romani 8:18, noi știm că suferințele de o clipă de aici nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare, care trebuie să fie descoperită și dumneavoastră continuare, numai continuu. Deci aici e o clipă, chiar dacă sunt câțiva ani, dar față de veșnicie e o clipă totul ce e aici. De aceea noi să-i mulțumim lui Dumnezeu când Dumnezeu ne încearcă, ne trece până încercări, fiindcă ne iubește. Și Dumnezeu ne iubește și vrea și de multe ori și întotdeauna să se arate slava Lui. Slăvit să fie El. În Isaia capitolul 38, începând cu versetul 16, spune așa: Doamne, prin îndurarea Ta se bucură omul de viață. Prin ea mai am și eu suflare, că Tu mă faci sănătos și îmi dai iarăși viață. Iată, chiar suferințele mele erau spre mântuirea mea. Tu ai găsit plăcere să-mi scoți sufletul din locuința morților, căci ai aruncat înapoi a Ta toate păcatele mele, căci nu moartea te mărește. Și cei ce s-au pogorât în țărână nu mai nădăjduiesc în credincioșia Ta, ci cel viu te laudă ca mine astăzi. Slăvit să fie Dumnezeu! Căci prin îndurarea lui Dumnezeu ne bucurăm de viață, care astăzi încă suntem în viață și suntem și avem harul acesta de a fi în casa lui Dumnezeu. Să-i mulțumim! Prin îndurarea lui Dumnezeu ne bucurăm de viață toți și chiar de sănătatea care o avem. Dar la mine, cum spune versetul în continuare, că Tu mi-ai dat iarăși viața. Eu am trecut și această experiență, după cum spunea și fratele, că am fost declarat cât am stat 8 luni la reanimare, în 3 rânduri declarat mort, și mă bucur că Dumnezeu mi-a redat iarăși viața pe acest pământ și mai mult, noi toți care suntem cu El, Dumnezeu să-i mulțumim că ne-a dat viața veșnică. Asta prețuiește mai mult ca toate. Și aceasta e cea mai mare minune care o poate face și o face Dumnezeu în noi, în oameni. Schimbarea caracterului omului, schimbarea omului și a felului de a trăi. Iar
Aici, dumneavoastră, știți că în Ezechia, în Isaia, capitolul 38, este vorba de împăratul Ezechia, care și el a fost așa cum și Dumnezeu m-a trecut pe mine prin... Mie mi-e greu să zic încercare, tot binecuvântare, vreau să spun, și așa e o binecuvântare. Și el a fost trecut prin moarte. Știți că așa începe capitolul, noi trebuie să știm cuvântul lui Dumnezeu, capitolul 38, din versetul 1. Împăratul Ezechia era bolnav pe moarte. Și Dumnezeu trimite pe prorocul Isaia, du-te la împăratul Ezechia, spune-i, să spună casa în rânduială că-și va muri. Prorocul Isaia vine, îi spune la acest împărat și pleacă după ce îi spune ceea ce a spus Dumnezeu. El, așa spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 3, a înălțat o rugăciune la Dumnezeu și a spus așa în versetul 3, Doamne, adu-ți aminte de mine că am umblat înaintea ta cu credincioșie, cu inimă curată și am făcut ce este bine înaintea ta și a vărsat multe lacrimi. Atât a fost rugăciunea, dar el ceea ce a spus a fost așa. El a trăit aceste lucruri. Noi știm că tatăl său, împăratul Ahaz, a distrus tot ce a fost bun și a stricat în poporul Domnului, în poporul Israel. S-a închinat la idol și a trecut chiar fiii prin foc. Deci tot ce s-a putut face rău. Și vine băiatul lui, când vine Ezechia, împărat în locul tatălui său, nu ia nimic din ce a văzut rău la tata lui, la părinții lui, și schimbă toate. Găsește cartea Domnului, cuvântul lui Dumnezeu, și așa spune cuvântul lui Dumnezeu, a fost un om după inima lui Dumnezeu, care și-a întors cu totul viața pentru a sluji lui Dumnezeu. Și de aceea spun că el ce a spus în rugăciunea lui, a putut spune, eu nu știu dacă, eu nu pot să spun, că eu m-am întors la 31 de ani la Dumnezeu, nu pot să spun că Doamne, adu-ți aminte de mine că am umblat înaintea ta cu credincioșie, inimă curată, am făcut ce este bine. Eu de multe ori mai fac și ce nu-i bine. Nu vreau să fac rău, dar mai fac lucruri care mai supăr pe Domnul prin greșeli, că de păcate noi cei pocăiți nu trebuie să păcătuim. De greșit greșim, că suntem oameni. Dar el ce a spus a fost adevărat. A umblat cu credincioșie, cu inimă curată. Ferice de cei cu inimă curată, că ei vor vedea pe Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a ascultat, știți dumneavoastră, rugăciunea pe loc. Era în curtea din mijloc a palatului, prorocul Isaia, și cuvântul Domnului vine și spune, du-te înapoi, spune-l împăratul Ezechia. I-am văzut lacrimile, i-am ascultat rugăciunea și mi-a dat 15 ani de trăit. Și dumneavoastră știți, Dumnezeu, și a treia zi a ajuns să se... Bolnav de moarte, s-a dus la templu, s-a închinat Domnului și Dumnezeu l-a binecuvântat mult și n-a îngăduit, știți, era Ierusalim înconjurat deja de oști, asediat, mai grele probleme nu se puteau, foamete, toate, și Dumnezeu a intervenit. Din cauza acestui om care s-a întors la Dumnezeu și a fost un om după inima lui Dumnezeu, a păzit și cetatea și n-a îngăduit să fie ocupată, știți, într-o singură noapte a venit îngerul Domnului și a omorât 185 de ostași viteji, căpetenii. Și atunci împăratul, când a văzut, când s-a sculat și a văzut numai trupuri moarte și a luat tabăra, s-a mutat la Ninive. Deci o rugăciune ascultată. De aceea Dumnezeu să ne asculte și noi, să ne ajute și pe noi să putem trăi așa, cu inimă curată, să facem ce este bine și cu neprihănire, că Domnul atunci ne va asculta și ne ascultă Dumnezeu rugăciunile, chiar și noi nu merităm de multe ori, deși mai suntem mai slabi. Iar aici unde am spus apoi de la versetul 16, e rugăciunea lui de mulțumire către Dumnezeu, recunoaște că prin îndurarea lui Dumnezeu se bucură de viață și noi toți trebuie să recunoaștem lucrul acesta și că Dumnezeu i-a redat iarăși viața, dar pe urmă, în versetele care urmează, vine acum, aici a fost vorba de trup, de ceea ce e materie, biologic, care rămâne aici, e țărână. Dar vine și spune, tu mi-ai scos sufletul, aici e vorba de suflet, și spune, tu ai aruncat înapoi a ta toate păcatele mele. Vedeți, el recunoaște că a fost un om care Dumnezeu l-a iertat, care s-a pocăit și care a slujit lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a iertat păcatele și l-a aruncat, spune, a aruncat înapoi a ta toate păcatele mele. De aceea noi am avut parte, cei care suntem copii al Dumnezeu de acest har, să-i mulțumim lui Dumnezeu și să trăim așa cum ne vrea El. Iar acum, fiindcă se potrivește foarte mult ceea ce a făcut Dumnezeu și în viața mea, tot așa cum și la acest împărat, Dumnezeu nu te trece printr-o încercare grea sau de moarte, cum a fost la mine, dacă nu te pregătește și nu e alături de tine, că ca și om nu s-ar putea să treci prin așa ceva dacă nu intervenea mâna lui Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu! Că ele arătul alături de noi în orice timp.
Cu 2 ani înainte, eu am suferit un accident de la Arsură. Cei mai mulți cred că știți, unii ați fost și prin țară sau ați venit din țară nu de mult, ați auzit sau ați văzut casete. Am fost și anul acesta chemat în Statele Unite, în 6 state am fost. Acolo nu prea cred oamenii, îndeoseb ce-i nepocăiți, și ce-i pocăiți. Am întâlnit doctori pocăiți care n-au crezut până când m-am dezbrăcat, să vadă urmele. E drept că tot ce a făcut Dumnezeu la mine și face și astăzi, la mine nu s-au terminat minunile. Continuă Dumnezeu să facă minuni care toată medicina din lume, toată știința nu poate explica cum. Mai am cam atât de jos, spre călcâi, unde încă nu e carne, e numai os, dar crește carne. Unde a fost oase goale, dar continuă, deci. Așa, încet cu anii, crește carne, ce omenește imposibil. Au început cu 17 ani aici pe piciorul stâng sus, pe piciorul drept cam cu 5 ani în urmă, să apară piele și păr, doctorii zic mugurul de piele și păr, unde n-a fost carne înainte. Asta, cum au spus, minunea secolului 20 și ministrul sănătății Proca la noi, unii cu caz în lume. Nu se poate unde și carnea aia să rămân cicatrice groase, așa, dar Dumnezeu a făcut să încet să se subțieze și apare piele și păr, fără transplant. Se poate face să se ia cicatricile acelea, să pună piele și păr, fără transplant. Deci Dumnezeu, dacă ar fi fost, ar fi terminat, poate mulți ar crede, n-ar crede, dar și astăzi continuă să facă minuni. Slăvit să fie El. El e același, ieri și azi și în veci. Și El face și în zilele noastre și îndeoseb cu 24 de ani, cei mai mulți mai înetate care ați venit din țară, știți, trebuia Dumnezeu să facă o minune, pentru că atunci se dărâmau biserici, se dădea afară din învățământ, deci trebuia țara, știți dumneavoastră, în 7-7, în 15 martie, să se țină congresul de ateism, să se declare țara comunistă, țara noastră, ca și Albania. Dar Dumnezeu n-a îngădit, slăfit să fie Dumnezeu, a dat cu tremurul în 4 martie și a distrus tot unde a fost tot cei mari, în restul, până București, a mai căzut câte un coș, a mai crăpat și Dumnezeu și-a arătat slava. Mă mir de multe ori și mă gândesc, Doamne, de ce cu noi ai fost mai bun cu poporul român? Că nu suntem noi mai buni ca Iugoslavia, unde e război, ca și albanezii, ca și turci, unde ești, cred că și dumneavoastră sunteți la curent, cu tremuri, nenorociri. Dar Dumnezeu încă mai are har pentru poporul nostru român, încă mai dă, ne mai cercetează prin încercări, în cazul, dar nu ne-a nenorocit așa ca pe alții. Și Dumnezeu să fie slăvit pentru aceasta. Și de aceea zic, trebuia Dumnezeu să intervină și întotdeauna Dumnezeu așa face. Când e întunericul cel mai mare spiritual, trebuie să facă ceva. Și a îngăduit această minune. Toți care m-au văzut, toți care, primul de la spital, doctori, și apoi în continuare, după ce mulți nu credeau, și nici astăzi mulți nu cred, și în Statele Unite asta a fost, cu toate că au fost duse filme, au fost mulți doctori din Statele Unite, pe parcurs de ani de zile m-au filmat, au dus, a zis că nu se poate. Ăla e frate gemen cu cel care a suferit accidentul și seamănă, și de aceea trebuie să mă duc să mă vadă. Dacă Dumnezeu putea să mă vindece pe loc, să nu mai se vadă urme, să nu mai am dureri, dar nimeni nu credea, cu tot dosar, acte, dacă zic mic, zic puțin, 10.000 de oameni care m-au văzut, mai în spital când au fost, sau pe parcurs, n-ar crede nimeni. Pentru că ceea ce a făcut și face Dumnezeu e împotriva medicinii și a științei. Și de aceea oamenii nu pot credea, și chiar cum am spus, doctori pocăiți nu credeau. Și de aceea și fratele a spus la urmă, nu că n-ați crede, că eu cred că dumneavoastră credeți că Dumnezeu face minuni și noi trebuie să credem, dar v-a întrebat cineva, sigur, o să spuneți la colegi, la unde lucrați, uite un om care Dumnezeu ce-a făcut, dar l-ai văzut? Da. Deci așa, da, dar ai văzut ceva? Nu. Povești. Așa se spune. De aceea e bine să și vedeți. Și Toma e drept, că e mai bine ferice de cel n-a văzut și a crezut, dar e bine că atunci și Toma, știți ce putea spune? Eu am pus degetul, mi-a arătat Domnul cu asta, acum să mă tai în bucăți, eu știu că așa e. Trebuie și o mărturie, deci și să vedeți, e bine să vedeți. De aceea la urmă o să trec până nu ieșiți acolo undeva la ieșire, o să mă dezbrac să vedeți cum arată o arsură, toată până la os cum a fost, după 24 de ani. Și ce face Dumnezeu și astăzi la mine? Slăvit să fie El pentru toate. Cu 2 ani înainte de acest accident, Dumnezeu m-a științat în mai multe rânduri, că peste 2 ani va fi ceva cu mine, că nu va fi nimeni în lume. Eu mă gândeam, știți dumneavoastră, povestea cu Iosif, ce bine va fi, ce înălțat voi fi, așa credeam. Și știam că ce spune vocea aceasta, aud o voce așa care vorbește, nu am văzut cine, și întotdeauna n-am rămas de rușine, Dumnezeu, de fapt Dumnezeu e da și amin. Slăvit să fie El. Să nu vă uitați la mine, că eu, cineva sau știi ceva, nu-s cel mai slab dintre toți de aici. M-a spus Pavel, eu nu merit să port numele de copil al lui Dumnezeu. Eu n-am prigonit biserica lui Dumnezeu sau ce, dar am stat departe de Dumnezeu până la 31 de ani. Nu m-am predat Domnului și nu m-am pocăit, cu toate că eram crescut din familie de pocăiți. Și
Dumnezeu m-a științat în mai multe rânduri, că va fi ceva cu mine peste 2 ani, cum nu va fi nimeni în lume. Mă bucuram, credeam că voi fi cineva mare, dar fiindcă, sigur, noi nu știm. Eu nu știu ce a fi peste o secundă, nu știu dacă mai ajung la fratele acasă, care ne-am dezbrăcat, sau mai zic, în țară, viața Dumnezeu o știe, noi nu o știm niciodată, de El e hotărâtă. Dar când Dumnezeu vorbește, e de așa. Și știam că nu rămân de rușine. După mai multe nopți, mi-a spus, numai noaptea și ziua, deci vorbește, atunci nu dorm când sunt științat, chiar dacă e noapte, mă trezesc din somn. Și mi-a spus așa, repet chiar cum mi-a spus, s-a aruncat Purim. Știu că e o sărbătoare la evrei, dar așa a spus, s-a aruncat Purim, sorți o căzut pe tine. Fiindcă fratele tău Tiberiu nu-i pregătit să treacă prin acestea. Până peste 2 ani, și de aici a repetat de 3 ori, vezi că vine o nenorocire de moarte peste tine. A doua oară la fel, a treia oară, deci că vine nenorocirea de 3 ori o repetat. Și fratele meu ăsta, poate mulți care sunteți mai vechi aici, în Statele Unite, doctor, eu am doi frați doctori pocăiți, din Dev, în Deva locuia, a fost și pe aici vreun an până în Viena. În Viena mi se pare că a stat, sau nu, lângă Viena undeva, dar... Și deci fratele meu a spus că nu-i pregătit și eu deci trebuie să trec printr-o nenorocire de moarte. Eu când am auzit nenorocire de moarte, n-am fost eu destul de atent. Și să știți, cum am spus și în alte biserici, totul în lumea spirituală are ceva semnificație. Noi ca oameni nu pricepem. M-am supărat. Felul meu a fost așa de copil. Poate mai sunteți foarte ambițios. Dacă mi-a spus tata sau mama, fă așa, bine, am zis. Dacă nu, la noi nu era, să zicem, nu la părinți. Dar dacă îmi spunea a doua oară, mă supăra. Păi de ce îmi spui? Dar eu am înțeles. De ce îmi spui a doua oară? Și atunci când Dumnezeu mi-a vorbit și a spus de 3 ori, cumva modern, de ce, Doamne, dar mi-ai spus odată, am înțeles. Îmi spui a doua oară, a treia oară că vine. De ce? Pe urmă mi-am dat seama, după ce s-au petrecut lucrurile, nenorocire de moarte de 3 ori. De 3 ori am fost declarat mort cât am stat 8 luni la reanimare. Deci toate au o însemnătate, dar noi nu le pricepem. De multe ori numai după ce se petrece. Iar după ce, deci mi-am spus că vine nenorocirea, mă gândeam ce să fac. Am mai fost cu 8 luni înainte de accident înștiințat, tot așa. Exact așa a repetat. Vezi că vine nenorocirea de moarte peste tine. Atunci chiar m-am supărat pe Domnul. Și am zis, pe urmă, Doamne, iartă-mă. Dar, deci eu de un an și ceva pregătesc, pun casa în rânduială, rezolv toate, că știu că peste 2 ani mor. Și vii și îmi spui iar. Și eram chiar la Botoșan, la Avon, cu 2 ani în urmă și cumva tot am spus 23 de ani. Nu știu de ce Domnul m-a mai înștiințat, am știut și am spus la, știam, clar, mor peste 2 ani. Și de ce Dumnezeu vine și îmi spunea? 8 luni a stat, chiar atunci când era la Avon, cât mi-am pus întrebarea 23 de ani, de ce? Și am auzit de-a așa, nu vocea, așa parcă un sunet în cap, în minte, și o voce, dar înăuntru în cap. De ce tot întreb, de ce cu 8 luni? N-ai stat 8 luni la reanimare. Și atunci am mulțumit Domnul și am zis, Doamne, îți mulțumesc. Deși asta avea ceva însemnătate, dar eu n-am înțeles până atunci. Și n-am fost destul de atent nici la ce mi-a spus Domnul. Nu mi-a spus că mor. Nenorocire de moarte. Dacă îmi spunea, vezi că mor peste 2 ani, muream, nu mai reveneam la viață. Dar din moarte Dumnezeu m-a readus la viață. Vedeți, eu, și eu am greșit aici. La toată lumea am spus că eu peste, vă dați seama, colegi, 20 de ani am muncit în aceeași întreprindere. Să spui și cei pocăiți, râdeau mulți despre de mine. Dar cei nepocăiți? Uite un om care știe că moare, tot timpul își băteau joc. Dar știam că ceea ce spune Dumnezeu e da și amin. Și numai eu am greșit că am spus că mor peste 2 ani. Dacă vocea îmi spunea mori, muream. Dar mi-a spus nenorocire de moarte. Deci nu că mor și se termină cu mine. Și de moarte Dumnezeu m-a ridicat de 3 ori de câte am fost declarat mort și m-a readus la viață. Slăvit să fie Dumnezeu. În mâna Lui e viața, în mâna Lui totul. Și de El depindem, noi toți. Am căutat să spun la soție, ea venea din Moldova, de la ortodox, tânăr întors la Dumnezeu și îndeoseb soția, înainte nu știa nimic de Dumnezeu, a început să plângă. Ce o-i face? Copii mici, fetița 2 luni, băiatul de 1 an jumate, cealaltă de 6 ani, eu n-am pe nimeni. Atunci când ne-am pocăit în 1970 împreună cu soția în Oradea, părinții ei, socrul meu, când sunteți din Moldova, știți cum se spune, dascăl, la noi până Ardeal se spune cantor, când a auzit, mai mare scandal nu s-a putut. N-a vrut să mai recunoască, nu înjura, făcea toate, groază ce făcea. De la Fălticeni până la Galați nu era niciun pocăit. Acum sunt și la Bacău și sunt, s-au format, dar atunci, în 70. Ce groază a fost asta, o înjura și a zis chiar, și am zis, uite omul unde ajunge, mai rău, mai stricat să zici ca draci, pot să spun așa. Că cum spune în Biblie, dracii cred,
și să-mi fioare, le frică de Dumnezeu. Și omul a ajuns mai decăzut, că nu cred, zice, și îl înjură pe Dumnezeu. La dragi, cred și nu zice că nu-i Dumnezeu și li frică să-mi fioare. Nu fac voia lui Dumnezeu, luptă împotriva lui Dumnezeu, dar omul mai rău a ajuns. Să zic că nu cred în Dumnezeu, că nu este și îl înjură pe Dumnezeu. Și socrul meu tot așa. El care la biserică, că am fost la ei, la ortodox, de multe ori, vine pe genunchi în spatele altarului, târâși așa și pupa fața aia de masă și făcea cruce. Dar când ieșea de acolo, mai, din biserică mai mare, în jurături și groază, nu se putea. Și în casa lui se făcea tot. Curvi, beții, toată noaptea să juca cărți. Și atunci am fost cei mai răi oameni de lume. N-a vrut să mai recunoască, ne înjura toate, că și-a părăsit legea și obiceiurile. Și a să ajungă cea mai stricată, cu cuvânturi din Oradea, decât să pocăiască. Și a zis, uite, om care totuși avea și 7 clase, om totuși cu minte, nu poți să spui că e nebun. Să ajungă până acolo să-și dorească la fată, să ajungă cea mai stricată, decât să se pocăiască. Dar știți ce asta? Opera diavolului. Întotdeauna Domnul Iisus a spus, când vă veți întoarce la mine, veți avea dușmani? Pe cei din casele voastre. Și pe rudenii, prieteni, colegi, tot satul răscoală diavolul în capul unui care vrea să se întoarcă la Dumnezeu, să-l oprească. Și trebuia să împlinească lucrurile astea, să împlinesc de multe ori. Iar soția plângea, nu pricepea, ce o-i face? Ai mei toți mă urăsc, eu am să mor. Nu pot, copii mici, ce o să fac? N-avem pe nimeni aici, ai pe Dumnezeu. Oriunde ai fi, în Africa, nu în Oradea. Rudenii, deși cineva aproape. Și dacă ai pe Dumnezeu, ai totul. Dumnezeu e tata văduvelor și orfanilor, te va ajuta. Și așa a fost. Am trăit această experiență și cred că și dumneavoastră ați văzut. Mii de frați și surori ne-au dat Domnul. Nu știau ce să facă și pe soție, zic, așa că ar fi dus pe palme să o ajute. Și așa trebuie noi să fim. Să fim alături de cei care trec prin încercări și să ne iubim. Asta e porunca Domnului Iisus. O poruncă nouă. În Noul Testament știți. Nu prea sunt porunci, dar vă dau o poruncă nouă să vă iubiți unii pe alții așa cum v-a iubit eu. Asta trebuie să vadă între noi cei pocăiți. Dar așa vor cunoaște cei din lume că sunteți copii ai mei. Și nu, aici poate la dumneavoastră, fiindcă nu sunteți în țară, sunteți mai aproape, vă iubiți mai mult, dar la noi, în România, poate ați observat și dumneavoastră, în ultima vreme, dragostea celor mai mult s-a răcit. Față de Dumnezeu și atunci sărăcește și față de semeni. Și Dumnezeu să ne ajute să crească dragostea noastră tot mai mult față de Dumnezeu și față de cei din jurul nostru. Și soția plângea să ne căjea, dar am zis, Dumnezeu te va ajuta, așa am văzut. Eu dat mii de tată și mamă și frați și surori care au fost alături. Acum mie mâna omului era prea scurtă, nimeni nu mai putea face nimic, dar măcar aveam îmbărbătări, mângâieri, știți, eu v-a trecut până în câte încercări. Și era cel mai neprihănit om de pe pământ. Și prietenii lui cei mai mulți, buni, au venit să-l mângâie, au venit să-l atace tot timpul. Și cine a mai rămas? Soția, care trebuia să-l încurajeze. Vine, tu te ții prea tare neprihănirea ta, blastă-mă pe Dumnezeu să mori. Și mori. Și ce a zis Iov? Vorbești ca o nebună. Cum? Când Dumnezeu ne-a dat binecuvântări și a fost toate bine, atunci era bine. Dar acum să-l blastăm, să-l blastăm pe Dumnezeu. Și în toate acestea n-a blestemat pe Dumnezeu și n-a făcut niciun rău. Dar eu am avut harul de, nu vă pot spune, mai mare. Durerea nu știu să spun și poate au fost mai mari sau și mai mult perioadă și astăzi, n-aș dori cineva să simtă ce simt eu azi acum, dar cu ajutorul lui Dumnezeu trec toate, slăvit să fie El. Dar eu și soția mea nu știa ce să facă și eu, cum spune Pavel, dacă era cazul și frații mei doctori și pocăiți, ar fi dat și un ochi sau ceva să mă poată ajuta, dar mâna omului era prea scurtă, dar mâna Domnului ajunge unde, și în groapa cu lei și în cuptorul de foc peste tot, El poate totul, slăvit să fie El. Și am căutat să-mi pun casa în rânduială, deci fiindcă Dumnezeu m-a anunțat cu 2 ani înainte, am rezolvat toate, să nu rămână soția, deci datorii, rate la bloc, ceva. Și slavă Domnului, deci am rezolvat toate. Iar starea mea, îi mulțumesc lui Dumnezeu, nu că am fost sau sunt cel mai slab dintre toți, dar sunt copil al Dumnezeu, mântuit și iertat și fericit. Dar nu mă mai speria moartea. Până nu m-am pocăit, tot frică era de moarte. Știam că trebuie să mă pocăiesc, dar tot amânam. Dar după ce m-am pocăit, nu mă speria moartea. N-aș fi vrut să mor pentru soție și copii, că știam că-s mici, dar nu mă îngrozea moartea. Și cred că toți și noi, toți care suntem pocăiți, nu trebuie să ne fie frică de moarte. Sau că dacă am ști că peste o oră sau la noapte murim, să zic, Doamne, îți mulțumesc că voi ajunge în locul la fericit. Bine, ne leagă cei dragi ai noștri, dar moartea nu trebuie să ne îngrozească. Starea mea era, slavă Domnului, fericit, liniștit. Am spus la toată lumea, aici a fost, că v-am mai spus, își băteau joc mulți, chiar așa când intram, băi, măi, asta e cât mai până mor, și apoi râdeau, își băteau joc. Dar
Când s-au împlinit aceștia 2 ani, am suferit acest accident de ansură. Eu nu am știut că accident. Eu mă gândeam, când se vor împlini aceștia 2 ani, mă voi culca seara, soția dimineața m-a găsit mort. Deci liniștit, în pat. Dar atunci nu mai era nicio minune, nu era nimica. Dumnezeu voia lumii întregi, îndeoseb pentru țara noastră și apoi peste tot în lume unde a ajuns, să descopere, să arate îndeoseb la cei care nu credeau în Dumnezeu, că există Dumnezeu și El face tot ce vrea, slăvit să fie El. Iar cu o lună înainte de a se împlini aceștia 2 ani, mi-am luat concediu și mi-am dus și mi-am luat rămas bun de pe la toți, că știam că se apropie timpul cât trebuie să mor. Eu sunt născut de lângă Cluj, de 30 de ani locuiesc în Oradea. Rudenile, unele cele mai multe din partea lui mama, în județul Sălaj, la Șimleu, și deci pe la toți mi-am dus și la unii prieteni și așa e frumos, deci când știi că se apropie clipa morții, să fii împăcat cu toți. Iar după aceea, la Arad, eram detașat la combinatul chimic de la Arad, acolo s-a petrecut accidentul. Aveam și acolo la bloc o locuință și am noapte înainte de accident, am auzit iar această voce. Avem obiceiul așa noi cei din Oradea care ați venit, știți cum era, eram grupuri de rugăciune în familie, așa am obișnuit de până 1974-72, să ne rugăm, să ne sculăm cu o oră mai înainte, de la 4 la 5 și ne rugam. Și am văzut minuni ce făcea Dumnezeu. Să ridicăm mâini curate către Dumnezeu și dacă e posibil, și eu făceam servicii 12-14 ore, de multe ori vara, dar o puneam la dispoziția lui Dumnezeu și m-am simțit mai bine, mai sănătos, toate mergeau mai bine și am văzut minuni în Oradea. Cum Dumnezeu a început o trezire, cum să aducă oameni la pocăință, atunci nu puteai spune la mulți oameni despre Dumnezeu, ca și era perioadele, dar ne rugam pe nume în fiecare dimineață, pentru mulți, sute aveam pentru care ne rugam. Și Dumnezeu să fie slăvit, El își face, El nu rămâne dator niciodată, El lucrează. Și ca de obicei m-am sculat la 4 până la 5, 5 ceva m-am rugat și când am terminat de rugat am auzit, cum așa auzi acum, vezi că a sosit nenorocirea de moarte peste tine. Păi, azi m-am gândit, mă duc la Oradea, așa era și frumos și așa am vrut să mor în familie, dar am zis, întâi mă duc să predau tot ce am utilaje, să nu rămână ceva lipsă și pe urmă mă duc până la 12, 1 ziua, deci tot ajung la Oradea și de seară i-au rămas bun de la soție, de la copii și la noapte mă va găsi soția sau dimineață mor. Dar Dumnezeu nu a vrut așa. Planurile noastre nu sunt planurile lui Dumnezeu. El are planurile lui și cât e de sus cerul față de pământ, atât sunt gândurile și planurile lui față de ale noastre, de mari. Iar cum am mers la prima oră, am alunecat, eram așezat la 1 metru și ceva, ninsese, eram 29 ianuar. Ca și acum, era ceva normal. Și noaptea în stradă de zăpadă, așa în jur de 25 de centimetri, și am alunecat, la 1 metru și ceva era o gură de vizitare la un cămin. Cum ar fi un cămin, ca acum cei din români știți. Deci 1,30 m pe 1,30 m și 3 metri era în jos. Era un bazin unde apa clocotea, fierbea cu multă sodă caustică, leșie se spunea, cu asta a spălat bazinele de chimicale. Era deja ceva chimicale, ceva ci sulfur, zic, fosfor, deci în leșie asta. Și Dumnezeu să fie slăvit, El le-a pregătit toate, nu e timp să vă explic că timpul n-ar permite. Când am fost de mea, am luat concediu și am luat rămas bun și la părinți, am luat niște bocanci de schi în picioare, care 12 ani au stat noi la părinți. Eu nu știam că m-o accidenta. A fost o mărturie pe zăpadă și atât degetele spre laba piciorului, nu mi-a căzut carnea. Că altfel ce doctorii, n-aveam de unde te pansate, lăsam, de unde să prindem. Acolo îmi punea niște tamponi de tifon. Deci toate, Dumnezeu le-a pregătit. M-a ispitit bocancele. Dar sta 12 ani, nu m-a interesat ei. Atunci am zis, cât mai am 17 zile până mor. Și așa iarna, hai să iau ăștia în picioare, să rămână chiar noi. Dar Dumnezeu a făcut treaba asta, vedeți? Dumnezeu face așa că El știa că ce trebuie să fac. Și asta a fost o mare mărturie pe zăpadă. Deci forma aia de bocanci, numai eu aveam în picioare. Nici nu am încercat să zic că cineva m-ar fi scos. Deci nu mâna lui Dumnezeu, sau n-am fost eu. Dar m-a protejat atâta până a pătruns așa, n-au apucat și să meargă înainte, soda aia, leșia aia, și atât nu mi-a căzut carnea, o să vă arăt când la ieșire, se vede, nu a căzut carnea, și mi-a rămas atâta spre degetele picioarelor carne. Și putea de unde, avea de unde să prinde și piele, deci să-mi ridice picioarele, să mă panseze. Și m-am dus la servici normal, deci am alunecat, am căzut acolo de usturim și eu sunt om ca oricine. Dacă eu muream, cineva intra la pușcărie, trebuia să aibă un capac, deci să nu poți cădea acolo. Și Dumnezeu ce-o mai făcut? Să nu fie plin bazinul, trecea peste mine. A fost jumate, până unde s-a ars? Până la jumate corpul. Slăvit să fie Dumnezeu, El o pregătit toate. Cum am căzut de usturim asta și eu, om, cu oricine, asta a fost prima reacție.
Au, au, am ridicat odată, doar picioarele de durere, nu știam ce să fac. Și când am vrut să mai mișc așa, trei ori am simțit că cad de pe picioare, când atinge nervul, deja e gata. Și atunci am strigat și de dureri: Doamne, dacă vrei, scoate-mă de aici, scapă-mă de aici. Când am zis așa, imediat am simțit la spate o mână care m-a prins așa de la spate și m-a ridicat așa în sus, 3 metri, și m-a lăsat lateral pe zăpadă, pe spate. Vă dați seama atunci când să lupta mai tare împotriva lui Dumnezeu, să apară așa o minune? Asta i-a dat peste cap toată ideologia lor ateistă și comunistă. Și primul gând când m-am văzut, am zis, mi-am dat seama că de la genunchi jos se vedea oase goale. Mi-am dat seama, deci asta e moartea, eu aș fi vrut să ajung acasă, eu am crezut că mori în familie, în pat, liniștit. Și mi-am dat seama că oriunde lume m-ar duce, eu nu pot să scap cu viață. Dar slăvit să fie Dumnezeu, că El dă și credința și înfăptuirea. Eu nici astăzi nu mă uit ce spun doctorii. Ei, frumos, cine m-a văzut și un frate de aici cu 2 ani înainte, să vedeți acum, când am apucat să vă arăt, pe la Botoșan, pe acolo, pe la Bosanci, nu mai e negru cum am fost atunci de la genunchi în jos. Deja așa lucrează Dumnezeu, îndeosebă în ultimii 3 ani, cât în 17 ani se întinde în 3 ani, 3 ani și ceva. Deci lucrează Dumnezeu, slăvit să fie El. Și mi-am dat seama că oriunde în lume nu se poate, dar am zis așa, dacă mâna lui Dumnezeu, eu cred că și dumneavoastră, apocăiți, credincioși, ați fi zis așa, dacă mă scoți mâna lui Dumnezeu, eu nu voi muri. Era cea mai mare prostie să spui asta, că nu mori. Eu trebuia să mor până la spital, nu puteam ajunge viu. Dar am zis așa, dacă Dumnezeu voia să mor, ce rost a avut să mă scoată? Să mor ai scos, sau până la spital, sau chiar să zic după o zi la spital. Unu ars, o murit și gata. Era și mai bine pentru mine atunci, că câteva secunde cădeam de pe picioare și muream, terminam cu chinurile. De aici, slăvit să fie Dumnezeu, nimeni nu mă mai mișca, nici astăzi. Încă puțin mai greu acum intră mâna de la genunchi jos, unde crește pulpa, cum se spune, trece dacă strâng așa mâna încă prin canie sau dacă apăs așa intră. Și doctorii zic că e cancer. Eu am zis, dar la Dumnezeu este cancer? Păi, dar nu vezi, pe mine nu-i atrofiat, stricat. La Dumnezeu nu este de asta, e fragedă. Eu așa le spun, crește și fragedă. Și chiar dacă ar fi, că înainte a fost neagră, îmi pingeam așa pe picior în sus și în jos, deci ca ceva moale. Eu știu că la Dumnezeu nu este nimic. Dumnezeu mă vede vindecat și eu așa cred. Și slăvit să fie El. Noi să nu ne uităm la starea în care suntem, ci să ne uităm în mâna celui care suntem și ce poate El. Slăvit să fie El, că și să ne mărească credința. Și El nu-s mai tare o în credință ca nimeni aici, dar El, Dumnezeu mi-a întărit credința, slăvit să fie El. Niciodată nu m-am îndoit de acolo. Deschideau cât am stat 8 luni la reanimare, ai mei, tata, frate, surori, au stat zi și noapte lângă pat. A soții, au zis, așa îi trebuie, de ce s-o pocăi? Vedeți, nici măcar Eugenie, dar să vedem fata noastră mai trăiește sau nepoții. Nu, dar cum am spus, Domnul a fost lângă noi. Și să nu mai vină de la ușe, că erau 5 paturi de arși, eu eram ultimul lângă fereastră, e așa, nu a deschideau pe ai mei care erau lângă pat 8 luni cât am stat la reanimare. Gata, ai murit-o? Eu când nu puteam cu voce, pe buze, nu mor, tot asta le spuneam. Când puteam iar să vorbesc, gata, peste o jumătate de oră gata, peste o oră gata. Nu, le spuneam atunci când puteam cu voce, eu nu mor că nu mă lasă Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu. Asta înseamnă credință. Nu ne uităm la ceea ce vedem, că atunci gata suntem. Ne uităm, trăim prin credință, la ceea ce nu se poate și ceea ce nu vedem. Cum spunea fratele, masa e goală, dar eu o văd plină de multe ori. Și după o zi, două, e plină. Și mulțumesc tot așa, ca și când, slavă Domnului, noi avem avem de toate, nu duce în lipsă, să nu asta vreau să spun, că nu avem. Dar noi așa trebuie să trăim, chiar dacă ceva ne lipsește și noi deja să-L vedem, că Dumnezeu ne-L-a dat, să-I mulțumim pentru El, chiar dacă nu-L vedem. Asta înseamnă credință, credință e ușor să mulțumești când le vezi, dar când nu le vezi, atunci tot așa mulțumim. Și Dumnezeu să fie slăvit, El mi-a întărit credința și niciodată nu m-am doit. Dacă odată ziceam, așa e, cum spun ei, că e drept, poate muream imediat. Dar slăvit să fie Dumnezeu, El dă și credința și înfăptuirea. Iar nu era nimeni pe aproape, trebuia să vină cineva să mă ia. După o vreme au ieșit niște lăcătuși sudori de la o hală, cam la 70 de metri de unde eram eu, era o hală unde erau oamenii înăuntru, aici nu era nimeni în jur. Când au ieșit, am strigat la ei, au venit repede, 4, m-au prins de aici, m-au ridicat, nu știau ce să facă, au văzut către poartă mașina șefului de șantier, au strigat, au fluierat să vină, m-au pus de urgență mașină la spitalul județean Arad, cel mai mare, vechi, că acum este un spital nou. Și toți, când m-au groază toți, când mă vedeau și vedeau oase goale, și nu ajunge viu, moare până la spital. Normal, omenește așa era. Dar viața, cum v-am spus, e mâna lui Dumnezeu. El o ia, El o dă, El face ce vrea. Și m-au dus la intrare în Michelaca, la Arad, la intrare în oraș, o trebuie să-mi dea un jumătate litru de apă, nu mai puteam, aerul care ieșea mă ardea și să-mi strângea gâtul, mă necam.
dar cu ajutorul Domnului am ajuns viu la spital. Așa dureri erau de ei, eu credeam că și în creier s-a ars, de se transmitea prin sistemul nervos. Iar vă trec puțin la locul de accident, orice accident, unde o se pune de moartea mea, cineva e vinovat, o veni procuratura, știți, că așa se obișnuiește și acum, așa, așa a fost, Comisia de Protecție a Muncii, atunci erau aparate de filmat, dar a făcut poze, deci fotografii. Și toate au fost bine, pe zăpadă se vedeau urmele, cum am venit mii de oameni pe o șosea, deci unde și urma mea, lată, eu am mers de la șosea asta lateral, așa, cam 20 de metri. Acolo numai urma de un singur om și cum aveam eu bocanci în picioare, urma aia de bocanci de schi. Și pe totul, se vedea cum am alunecat, cum am căzut până aici, toate au fost bine. De acolo n-am mai putut continua cercetările. Cum a apărut omul ăsta afară, scos pe zăpadă acolo? Chiar în clipa când am căzut, dacă era doi oameni lângă mine, tot nu putea face nimic dacă n-avea o scară sau o frânghie ceva. Nici n-au încercat, vă dați seama, în regimul trecut să zică că m-au scos om, că au rămas de rușine. Și eu am lucrat 20 de ani, toți mă cunoșteam în aceeași întreprindere. Și oamenii știți cum e, unde e ceva, ce e, și au venit toți și au văzut. Uite mă, nicio urmă, cum a apărut omul ăsta afară? N-au putut continua, au venit la spital, că dacă n-am murit să le spun eu. Și le-am spus, așa cum a spus dumneavoastră, am strigat către Dumnezeu și mâna lui Dumnezeu m-a scos de acolo. Până aici tot a scris amănunțit, asta n-a vrut să scrie. Dar eu declar. Dumneata, știi că la noi în țară se spune că nu-i Dumnezeu, cum să scriem? Și apoi, vai de noi, că ajunge la tribunal, așa a fost, a judecat cazul, ne bagă ăștia în pușcărie, cum crezi? Să scriem că mâna lui Dumnezeu. Și n-au vrut să scriem. Dar știți că oamenii erau peste 10.000 numai constructori, plus că intrase o parte și în funcțiune combinatul, și de la beneficiar, deci la care lucrau deja. Toți oamenii, bine, bine, dar dacă n-au scăpat, că știți cum sunt oamenii, nu l-au scos mâna lui Dumnezeu, nu, că nu-i Dumnezeu, dar atunci cine l-a scos? Nici o urmă, nici de pasăre, era prima oră dimineața. Cine l-a scos atunci? S-au văzut pierduți. Și atunci s-o hotărâie, s-o discută. Ei, totuși au venit cu o idee, ca și cu ostașii care au păzit pe Domnul Iisus când a înviat. Vă dăm noi bani, dar dacă potolim noi și pe conducătorii, voi spuneți că ați adormit și l-au furat. Și ce au spus ăștia? Omul ăsta e în atenție la extraterestri, la cei care au venit cu OZN-uri, cu farfurii zburătoare și ăia l-au proiectat de acolo afară. Nici nu zicăm că l-au proiectat de acolo afară. S-au văzut, da, știți, asta a fost o vorbă ca să, cum ai ce, povești, pentru a dormi copiii. La un om mare poți să-i spui de astea. Și eu am zis, dar păi cum, numai eu sunt în atenție la extraterestri. Și cum, numai acolo mă scoate, dar ăia dacă mă scotea, mă lăsa scos acolo? Să mor, gata, scos? Au rămas de rușine, dar ei ca să nece lucrurile, să nu, că nu puteau spune Dumnezeu sau să scrie că mâna lui Dumnezeu în act. Dar Dumnezeu să fie slăvit și a arătat slava. Că ei, să uita, moare până la spital. Nu ajunge o oră jumătate, nu ajunge până de seară. Și dacă muream, reconstituiau, ca și era, știți dumneavoastră în țară, ordin de, pe linie politică, securitate, faceți din nou cercetări dacă muream. Dar Dumnezeu nu m-a lăsat să mor și atunci aranjau ei actele cumva. Și mai găseau martori care să zică că ei m-ar fi scos, mai făcea ei ceva. Dar Dumnezeu nu m-a lăsat să mor și lui arăta minuni mai mari în spital ca astea. Și nu una, mai multe. Câteva o să vă dau despre ele. O să vă arăt. Am timpul de pășește, trebuie să scurtez mult. Știu că sunteți dumneavoastră cu probleme, cu ocupații. Am la spital, după ce am ajuns, primul a fost cu doctorii, când m-a văzut cineva care trebuia operat, am aflat după 8 ani, chiar fratele, l-a uitat acolo pe mine, m-a pus direct pe masa de operație. Asistente, doctorițe, deci femei, nu mai puteau să mă vadă, le era rău. Unii doctori mai rezistau și la mine la pansat. M-au pus la reanimare într-un pat, peste pat mi-au pus cort, că nu putea pune pătură, ceva, numai capul mi-era afară și au căutat și să mă ajute să mor mai repede. Asta a fost prima întrebare, dacă am copii și câți? Eu am spus, 3 mici, da. Atunci un doctor nou, poate sunteți pe la Arad, mai spun și nume că îi cunoașteți, a început să înjure și cu un ubejan trebuia să opereze. Care m-au pansat, mai bine n-ai fi avut copii să înjuri. Acum și eu știam de ce, mâna omului era prea scurtă, nu, pentru mine viață oriunde în lume, în America, în Austria, unde aș fi, în Germania, nu se putea face. Și eu căutam și să mă ajute, să procedează și la noi în țară, și acum, și acum 2 ani am murit un băiat de 23 de ani, când ei văd că nu mai pot face nimic, oricum îi pierdut, ce zice, dacă inima e tare, depinde cum ești azi, decât să ajungă un zi în chinul ăla, durerile astea, mai bine să moară și nu-ți dă apă. Eu și până la spital v-am spus, strigam apă și mi-a dat ordin să nu-mi dea apă. Și tot strigam apă, după ora 2, după ce a plecat doctorul, om bolnav, Dumnezeu să fie slăvit că a rezolvat toate, care se putea puțin ridica, eu fost milă. Acum nici eu nu știam înainte, că nu am fost bolnav până atunci, dar tocmai invers, că nu-i voie la ar și graf să le dea 5 zile apă și mâncare.
Muream în prima zi dacă nu beam apă. Dar Dumnezeu să fie slăvit că bolnavul ăla, auzind că nu-i voie, totuși lua cana, era rubinetul așa, să-l mai slab și mi-o dat toată noaptea, toată după masă apă și n-am murit. Slăvit să fie Dumnezeu. Vedeți cum pregătește Dumnezeu toate? Că și doctorii zic, urmă, cu omul ăsta Dumnezeu face un lanț de minuni, deci legate, lanț minunile. Cei care până atunci au că nu-i Dumnezeu, nu-i Dumnezeu, atunci tremurau pe lângă pași și recunoșteau că e Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu, nu extraterestri, deci Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu. Așa se proslăvește Dumnezeu. Dumnezeu a vrut să le arate cu toate ideologia lui și care toți susțineau că nu-i Dumnezeu, că este Dumnezeu și era nevoie atunci. Dacă nu făcea prin mine, făcea prin altul. Slăvit să fie Dumnezeu. Iar când a venit doctorul a doua zi dimineața, a văzut că n-a murit. A dus asistenta, infirmiera, care ți-a dat apă? Niciuna. O știu că am băut, că altfel era mort din prima zi. M-a certat urât, o zis că e murit, de ce ai băut? Eu nu puteam fără apă. Și în schimb, unul tot timpul trata ar și erau 5 paturi. Eu strigam apă, nu mai putea să-mi dea, că-l vedea. Și pe la 9, 9 și 20, așa am rămas, am murit, adică muream, am rămas în comă din lipsă de apă. Nu vă pot spune ce chinii să mor de sete, să fi și ars. Nu mai zic arsurile, durerile alea, nici nu se putea inima de om, cum au spus și doctorii, să reziste, dar știți, cei mai mulți lângă mine a fost tot timpul cineva, o să vă spun mai la urmă, și am rămas în comă. Dumnezeu să fie slăvit de fratele care am spus că a fost și pe aici până auzea, doctor acum în Statele Unite, a fost înștiințat printr-o minune, fără să apelez eu, și a venit și el așa m-a găsit, a spus buzele crăpate, negre, deshidratat, lipsă de apă și ochii deschiși, dar împăienjeniți, că la mort. Și bolnavul de lângă pat i-a șoptit așa încet, o tot cerut apă și doctorii nu i-au dat. Eu n-avem, a luat o sticlă de la el, eu nu știu de asta nimic, ei mi-au spus, fratele meu, 3 litri și jumătate de apă mi-au dat până s-o completa cantitatea de lichid în corp. Și după o vreme, eu am început să-mi revin. Știu cum, întâi îmi judeca creierul, încă nu vedeam cu ochii, și eu n-am știut că am băut apă, și tot mă gândeam, mă simțeam mai bine. De ce s-a așa rece? N-am știut că am băut apă și am început, eu ziceam că se face ziua, să-mi recapăt și vederea, și frate meu văzând, mai vrea apă? Mai vreau, dar tu ești tibi, da, vină și lângă noptieră să te văd. Și le-am povestit multe, deci numai capul mi-era și de-aia nu-l vedeam dacă nu vine acolo lângă cap. A văzut toate, a mers și el s-a mirat. Cum de-am ajuns până a doua zi în viață? A mers la telefon, i-a anunțat pe toți unde să mă îngroape, că și el s-a mirat. Cum? Era omenește imposibil. Și a venit de la telefon și după aceea, 8 luni cât am stat la reanimare, ai mei, tata, frasurile mele lângă patul meu s-au schimbat. Cât putea, 2, 3, 4 zile, 5, când mai rezista, dădea telefon, vină tu de mâine că eu nu mai pot. Și așa am stat la reanimare cu ajutorul Domnului și ai mei lângă pat. Și doctorii, când a plecat fratele meu, m-au certat urât, noi puteam să-i dăm în judecată. Nici perfuzii, nimic de acolo. De ce nu ne-ai spus că ai frați doctori? Dar m-ați întrebat. Și că să nu ne faceți rău, că știi că așa e situația. Da, zic, dar noi nu ne judecăm cu nimeni, zic, Domnul știe și... După aceea perfuzii, 80, în continuu avem ace lichide, mâncare n-am putut, mâncare după aproape 5 luni, deci... numai lichide în stomac, orice voiam să mănânc, vomitam, că aveam temperatura tot de la 38 în sus, 39, și 80 litri furtun apă, în gură, în continuu, aici furtun și pe ace, pe perfuzii. Și ce vă spun, asta e scris și în dosarul medical, deci din cauza temperaturii mari, oricine face, nu te poate întoarce, că n-avea cum întoarce, după aproape 4 ani, până la 4 ani, aproape soția, deci arcea, mă întorceam, pat. Am făcut aprindere de plămâni din cauza temperaturii mari. Oricine face, dacă nu, te opărești aici. Mi-am făcut tratament cu antibiotice din țară, pe urmă, cele mai tari din lume. A intervenit chiar pro ca ministru sănătății, dar în zadar. Când nu mă puteau întoarce, temperatura mare și am început să scui bucățele așa din plămâni cu sânge. Din amândoi plămâni am avut așa ca o monedă, deci lipsă, nu așa o gavernă, o găuriță mică. Dar slavă Domnului! Moarte, sigur, așa asta. Cu timpul Domnul a făcut de s-au vindecat și observați, pot să respir cât de adânc, n-am nimic, puțin glandele vocale mă deranjează că vorbesc cam mult și cam răgușit. Dar trebuie, n-am ce face, trebuie să vorbesc peste tot, schemat. Și Dumnezeu m-a vindecat și de astea. La cineva care a murit și a fost un șef mare, dacă sunteți pe la Arad, bun, îl chema șeful la Podgorea, la complexul ăla și pe partid mare, lui a scos până la urmă o țeavă pe aici. Totul să-l ajute, mie nu mi-a mai scos, că ce săracul să scape și el de chinuri și noi să nu mă puteau vedea când vineau la pansat așa, când vedeau om clar la minte, viu și oase goale. Și ăla a murit și eu, slavă lui Dumnezeu, că încă după 24 de ani sunt în viață. Slăvit să fie Dumnezeu.
S-au infectat rănile, altă complicație, tot de moarte. Și asta dacă spuneți la un doctor mâine care lucra, că am văzut un om care a avut 100%, deci infecta corpul, septicemie, să spuneți, și cu pioceanic, e un microb urât. Eu n-am auzit cuvintele alea, nu știam ce să le... Și că e în viață și normal nu vă crede. S-a infectat rănile, un microb și din aer, atunci știți cum era pe vremuri, nu era siringe de o singură întrebuințare, să te fuierbeau, să uitau, să dezinfectau, nu să dezinfectau. Deci s-a infectat rănile, nu știm noi, că nu poți să acuzăm pe nimeni, un microb și din aer poate veni cu microbul ăsta pioceanic, fiind jumate corpul infectat, n-a mai birui să lupte corpul împotriva și a intrat puroi în sânge. Și sângele l-a transportat în tot corpul, septicemie se spune. Atunci am văzut, eu nu am auzit cuvântul ăla, n-am fost bolnav, nu știam ce-i. Un doctor bătrân bejan, cei care ați venit pe la RAD trebuie că-l cunoașteți, că el avea 60 de ani, el tot acolo lucra la RAD. Și asta m-a deranjat, că bunicilor au fost frați penticostali, pocăiți. Și el așa împietrit a ajuns, dacă auzea că pe la spital se mai scăpa e. Deoseb femeile, Doamne, dar să zică, ce Doamne, amigroază, când îmi aduc aminte, cum înjura pe Dumnezeu, să-i dea peste gură, că nu-i Dumnezeu. Atunci l-am văzut tremurând pe lângă pat și pe el. Și unul Coloșvare, care acum tânăr era atunci, crescut de stat, și acum el a ajuns șef, că bătrân eu și la pensie, acolo la spitalul cel nou județean, ăla nu știa cel puțin de Dumnezeu, ăla nu se contrazice așa, dar nu știa, nu crede. Dar și bătrânul ăsta bejan, așa tremura, și striga în gura mare, îi mare, mare minune, că l-a scos de acolo o mână, mâna lui Dumnezeu, cum zic ei, dar asta e mai mare minune. Pentru mine e mai mare minune asta, că eu nu cunosc medicina, că m-a scos mâna lui Dumnezeu. E mai mare pentru cine cunoaște medicină. Uitați la el, ultima celulă infectată cu puroi nu moare și clar la minte. Pur mă, mi-am dat și eu seama, eu nu știu cât la sută, dacă de sângele nu-i curat, nu 100%, fiindcă alimentează creierul, nu poți fi normal. Ca și acum, tot ce s-a vorbit zi și noapte la spital, eu știu și astăzi. Dumnezeu mi-a lăsat mintea clară. Slăvit să fie Dumnezeu. Ce e imposibil. Și ziceau, lege care nu se poate călca. Când a ajuns 100% la inimă, la creier, chiar dacă pe picioare erai, trebuia să cazi jos, ca și când te-ar trăzni să mori. Și slavă Domnului Dumnezeu, nu m-a lăsat și mi-a lăsat mintea clară, când în sângele meu era mai mult puroi, pot să spun, decât sânge. Dumnezeu și-a arătat slava și putere, altfel n-ajungea niciodată acel împietrit bătrân să strânge în jurancă pe Dumnezeu, dacă m-a spune și el, trebuie, n-am ce face, trebuie să spun și eu, cum spune oamenii ăștia că e Dumnezeu sau ce-o fi. Și îl înjurancă pe Dumnezeu, dar a ajuns până să recunoască, să creadă că e Dumnezeu. De aceea, dacă sunteți aici oameni mai înnetate, și chiar dacă nu mai înnetate, care amânați harul de a vă împăca cu Dumnezeu, nu sunteți împăcați cu Dumnezeu, nu amânați, că vine o vreme când Dumnezeu își întoarce fața de la om. L-am cercetat toată, de 100 de ori, de 1000 de ori, 10 ani, 20 ani, și omul tău mă respinge, Dumnezeu își întoarce fața de la el. Atunci, cum se spune, luat harul, vai de omul acela, nu mai poate crede nimic, așa se împietrește, ca și acest bătrân. Dar Dumnezeu o îngăduit, fiindcă iubește pe păcătos, nu iubește păcatul. Și n-ar vrea ca nimeni să ajungă iad. O lăsa și această minune să-l facă, să trebuiască să strige și el, că acum trebuie să spun că este Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu. Și dacă stai tot pe spate, poate ați observat că scaunile astea mie se pară un pic mai înalte, mă deranjează, asta oricine face, dacă nu te poate întoarce, faci escară, să spune, să putrezești aici, și la spinără, partea de jos. Așa că palma a fost osul gol și să nu se infecteze, că s-a infectat și până la 3 ani tot curs din șira spinării sânge cu puruia. Și acum nu mai am numai așa cât jumate palmă, o coajă, că s-o strâns o cicatrice groasă așa, care nu mă lasă să mă îndoi cât vreau eu, dar mă doare așa și dacă n-ating, deci dacă e scaunul mai tare, trebuie să mă mai ajut pe mâini, să nu stau așa pe ea acolo. Dar slavă Domnului că n-am murit nici din asta. Dumnezeu le-a arătat că poate totul. Multe alte, tendoanele lui Achileu, deja timpul e trecut, tăiate din vina lor, m-au legat cu picioarele sus, cu atât mai sus de călcâi, mi-s tăiate oasele care dirigează laba piciorului, tendonul lui Achileu spunea, la amândouă, asta din vina lor, asta mă deranjează mult că eu nu pot dirija labile la picior, ele stau cum vor ele, nu le pot mișca. Operația am avut, am două șoldule așa cât de 12 cm de la jumate în sus, unde avem carne, că la mine coace, murdare, oricum. Am văzut 117 persoane au murit cât am stat eu 8 luni la reanimare. Într-o perioadă am văzut un evreu de cancer, care lângă patul meu a murit, sau alții, nu mai schimba acul. De mine ce om mort, putre de jumate, nu mai are plămâni, tot e infectat, tot e ce v-am spus până acum, ce să-i mai faci? Și nu m-a ridicat pătura la cort, asistenta și făcea injecție, întorcea capul să nu mă vadă. Și s-a infectat coace, murdare și flegmoane, se spune. Deci, dar mi-a curățat, mi-a făcut o operație, dar nu le-a putut închide. Și a lăsat 3 tuburi din una, 3 din alta, s-au închis foarte greu, așa de jos, tot a venit așa cu timpul, cu anii, s-au închis. Slavă Domnului, și astea. Puteam și astea să le am. Vă mai spun una, mi-a dat aproape de 3 ani o injecție.
În dosar scrie injecția alterată. Noi știm ce a fost. Capii cei mari s-au hotărât ce să mai facem cu omul ăsta. Ei îmi dădeau jumătate de oră, o oră, eu ajungeam până a doua zi în viață. Nu muream. Trebuia și directorul să dea raportul la Proca, la Ministrul Sănătății, la București, cei cu mine. Și ce a zis? Numai ne chinuim degeaba și chiar o minune. Minune, că tot minun se făcea. Dacă cumva ar scăpa cu viață, trebuie tăiate picioarele, ei sus pe la șolduri. Eu nu m-am lăsat, că altfel eram cu picioarele tăiate. Și ce rezistă, deci? Sau chiar dacă rezistă, ce mai rămâne de el? Și ce a zis? Șefii cei mai s-au hotărât, au luat o injecție, cum o scris ei, alterată, că o scris, nu știu, s-au stricat și o dat-o la asistentă, ea n-a știu ce. Și o zis, du-te, fă injecția asta la arsul gabul. Eu au venit și mi-a făcut-o în venă. Injecția. Așa o travă puternică a fost, că de la jumate în sus, că de unde aveam numai piele, tot s-a făcut bășici. Dumnezeu să fie slăvit că o făcut să iasă în afară. Și n-am murit nici de asta, dar usturim, eu n-am avut loc pe corp să zic aici, toți doctorii spune că ai fost opărit. Deci aici gradul 1, 2 numai. În regimul trecut mă urmărea cuvânt cu cuvânt, pas cu pas și zicea să nu plec, să nu spun. Și am zis, dacă nu spun adevărul, poftim, legați-mă. Puneți în cătușe, faceți ce vreți. N-am putut să spun, deci că am fost opărit, dar din cauza otrăvei aceea, care așa puternică a fost, tot mi s-a opărit corpul, așa, usturin, nu vă, știți și dumneavoastră, scap mâna așa cum aș scăpa în apă clocotită, să fac bășici, așa am fost tot, și nu re. Deci n-am avut loc pe corp să zic, aici n-am avut rană, sau aici, sau aici. Aici, bine, numai primele straturi de piele, de aici până la os ars. Și după 8 luni, când puteam puțin și eu vorbi, după a 7-a lună, între a 8-a lună, mă întrebau doctorii, credea că da și eu somn, tot materie, carne, ce corp ai dumneata, ce știți voi pocăiți, credea că noi știm ceva secrete. Cum, dar de ce? Să fi făcut injecția aia pe alterată, cum ziceai, pe 4-5 oameni sănătoși, tot trebuia să moară. Cum de n-ai murit? Eu știam cuvântul lui Dumnezeu, le spuneam, să-mi fi dat 10 otrave, eu tot nu muream. Le-am spus clar, 10 să-mi fi dat. Dar cum? Și le spuneam, veți bea ceva vătămător de moarte, veți călca pe șerp, năpâți, veți trece prin foc, putea să-mi faceți orice, chiar ne-am spus, 10 otrave să-mi fi dat Dumnezeu, vreau să vă arate că nu-i valabilă, mă gândesc la Pavel cu năpârca. O vrut să vă arate că el trece peste toate, e drept că m-au chinuit rău, m-au usturat, dar nu m-au lăsat să mor. Și atunci au rămas îngroziți, chiar secretarul de partid pe Spitalul Județean Arad, care sunteți de acolo, era Popa Augustin. Atunci, deci în a 8-a lună, pe când Dumnezeu a făcut minunile astea, cum e așa tremura pe lângă pat, nu mai pot să țin ședințele de atezi. El trebuia să țină cu ceilalți membri de partid. Cred că este Dumnezeu. L-a schimbat, a avut el probleme, l-a retrogradat, dar striga și el în gura mare. Deci el care spunea la alții că nu-i Dumnezeu, acum striga în gura mare, acum cred că este Dumnezeu. Dar nu se putea altfel. Și nu mai fost unul să zică că nu-i Dumnezeu. Alții care nu au avut curajul așa să zică tare, vine la mine, la pat. Domnul Gabor, tovarășul, ca seara atunci, eu cred, uite, nu mai pot să spun niciodată că nu-i Dumnezeu, dar mi-e frică să zic așa, să audă ăștia că am fata anul 4 în facultate și vezi și serviciul meu, dar Dumnezeu așa a lucrat, de-am îngăduit așa situații, să nu mai poată unde, cineva, dacă toți medicii din lume s-ar fi adunat, să, cu toată tehnica modernă, medicamentele, să zic, omul ăsta nu mai fi putut așa scăpa, așa lucrează Dumnezeu. Că atunci știți ce? Da, dacă noi făceam, noi așa îl scăpam și de-aia au scăpat. Pentru că, uite, a ajuns Dumnezeu așa, duce într-o stare să nu mai poată zice nimic și atunci vine și lucrează. Așa a fost și cum e până la aproape 5 luni, s-au tot adaus alte complicații. Pe urmă s-a oprit și de acolo starea mea încet s-a îmbunătățit, că aproape după 7 luni nu mai trebuia tot timpul oxigen, aer, și între a 8-a lună, cum a spus, mai încet, pe urmă mai tare, am putut și eu să vorbesc. Mă întrebau toți, de acolo, de la Spitalul Județean Arad, de la alte spitale, din țară, mulți veneau și din străinătate să mă vadă, ei credeau că noi pocăiți știm ceva secrete. Unii m-au întrebat și de spiritism, parapsihologie ocultă. Vai de omul care apelează la diavolul. Și în țară, la noi, acum sunt foarte mulți care fac lucrul acesta. La noi, în cartieră, Rogerius, dacă îți veni, o să vedeți pe perete, așa cu litere mari, vrăjitoare, autorizație, deci autorizată de stat. Și zicem că suntem țară creștină. Asta e autorizat, plătește ceva impozit, dar și știți că anul ăsta au avut congresul vrăjitoarelor la noi în țară. Și m-am întrebat și de asta. Asta vreau să spun, să nu apelați, poate sunteți nepocăiți și n-aș știu până acum, orice problemă ați avea, să nu mergi la cei care ghicesc, cei care, diavolul, de moment, rezolvă unele probleme, dar pe urmă te nenorocește de tot și urmașii, copiii au probleme. De aceea, noi avem pe Dumnezeu, noi trebuie să apelăm la Dumnezeu și El rezolvă toate și El poate totul. Și le spuneam că trebuia, că mă întrebau atâtea, tot felul, îndeoseb doctorii.
Știu, ce știți? Ce știți voi, pocăițe? Știu că pentru mine s-au rugat 10.000 de frați din toată țara. În Arad, acum biserici de frați penticostali, 11 de frați baptiști și doctorii de acolo știau. Cât s-au rugat numai în Arad? Dar în toată țara. Rugăciunile să vedeți că există Dumnezeu, că ascultăți, că face minuni. Așa e, domnul Gabor, acum credem, nu mai putem zice că nu este slăvit să fie Dumnezeu. Iar ce cred? Eu cred multe și alte întrebări, dar vă spun numai trei, de obicei, întotdeauna. Că eu cred că îi merge iar pe picioarele mele. Asta s-a supărat pe mine rău. Și, știi, nu ziceam, doctori erau nepocăiți. Dar frații mei, doctori pocăiți, și ei mă certau. Taci, că ne faci de rușine, tu nu cunoști medicină, tu știi că suntem pocăiți. Nu vezi tu oase goale? Și, pe cum pe oase goale, dacă totuși nu mor și din tării, trebuie tăiem picioarele Iisus pe la șolduri. Nu m-ai lăsa și eu voi merge iar pe picioarele mele. Eu nu mă gândeam cum, dar credeam un lucru, că eu am crezut că Dumnezeu m-a vindicat într-o oră sau într-o noapte. Dar îi mulțumesc Dumnezeu că nu m-a vindecat de tot, nu că n-aș fi vrut să scap de dureri, că n-ar mai crede nimeni dacă nu s-ar vedea urmele. Iar ce credeți? Eu l-am spus și frații mei, cum mă gândeam să zicem, că voi pocăiți, voi nu credeți, dar păi, asta e prea de tot, nu vezi oase goale, tu nu vezi câte mai ai. Dar slavă Domnului, Domnul poate toate. Și pe picioarele mele, plămânii, cum am spus, sunt vindecați complet, sângele ai grupa 01 cu ani, s-au curățit, curat, pot eu să donez la oricine. Iar restul mai crește, carne, piele și păr, cum am spus. Și încă ceva, de a lăsa la urmă, ce am văzut? Asta tot acum, fiindcă puteam vorbi, ei, spune-ne, cum a fost, ce ai văzut? De la locul accidentului, de unde m-a scos mâna lui Dumnezeu, slăvit să fie el. Tot timpul cât am stat la reanimare, culcat în pat, sub cort, lângă mine a fost un tânăr. Și când am fost declarat mor și am apărut puțin am văzut din cer, tot timpul tânărul ăsta era cu mine. Eu am 60 de ani împlinit, tânărul ăla era cum ar fi un băiat, până la 20 de ani, deci cam 19, 18, 19, între 18 și 20 de ani, frumos la față, ca om îl vedeam, numai din ochi se vedea două raze de lumină, era tavanul încă atât de înalt, atât era deosebit. Eu nu m-am gândit niciodată cine-i. Dacă ar fi frate meu lângă mine, să cine ești? Nu poți. Parcă mii de ani tot cu el aș fi trăit, așa eram de obișnuit cu el. Dar ce mă deranja? Că nu-i dă nimeni apă și mâncare. Stă zi și noapte lângă mine, rabdă ca mine, mă întărește, mă ajută să nu-i dă nimeni măcar apă. Și ziceam că doctor, asistente, dați și la tânărul ăsta de lângă mine, dați și la apă și mâncare. Tovarășul Gabor, dar noi nu-l vedem. Cum nu-l vedeți? Uite, tânărul ăsta. Ei nu-l vedeau numai eu. Și, dar știau că-l văd. Că acum zice o zi, două, cinci, dar 8 luni, să zicem, fiecare zi, nu odată, de multe ori. Dați și la tânărul ăsta. Îmi pare rău că tata, om bătrân, la 80 de ani, îl certam. Dumneata pocăiți, tata mi-a dat șerul, pruncul meu, eu știu și noi toți știm că-l vezi, dar noi nu-l vedem. Nu mai zic cu frații mei. Ei erau și mai tineri ca mine. Voi pocăiți, doctor, și așa răi, frații mei, măi, știm și noi știm că îl vezi. Și fratele meu mai mic, să nu le tot zic, lasă, i-am dat și lui, i-am dat, ca să mă liniștească. Dar eu vedeam că nu i-o dat, că era lângă mine. Și ziceam eu către el, cere tu, cere apă, mâncare. Nu cerea nimic, dar zi și noapte o sta lângă mine. Și aveam frisoane, nu v-am mai spus nici așa, că multe au mai fost complicațiile, ca frigurile se manifestă. Pe când se termine pansatul, deja începea nervii. Așa și patul și cap, mâini, picioare, tot tremuri. Și dacă te ține cineva, nu te poate. Un șofer de 34 de ani, când a avut a treia zi, o crăpa ceva la inimă și a murit. Peste 7 luni, aproape 8 luni, în fiecare zi am avut. Și sunt jur de 30 ceva, 40 de minute astea. Și atunci, fără să zic eu, îngerul, că acum știu, adică nu știu de atunci, de când a fost discuția asta, dar eu nu m-am gândit atunci, în perioada aia, de 8 luni, că îngerul, că e înger. S-o lipet de mine așa mai tare și nu mă lăsa, mă scuturam, dar nu așa tare și nu mă durea așa creierul și inima, că deci nu mă lăsa să mă scutur așa tare, așa îmi plăcea atunci, dar fără să zic eu. După ce trece astea, când ai dureri, te deranjează, să zic și o batistă, dacă așa e unde ai o sturim, atunci după ce trecea, ziceam câte el, dă-te mai încolo, să dă-te mai încolo. Și acum, și vă dați seama, directorul de raportul la Proca, la Ministrul Sănătății, deci numai în țară și pe străinătate, se știa că eu văd zi și noapte o tânăr lângă mine. Și acum, fiindcă puteam eu să vorbesc, cum a fost tânărul ăla, spune? Le-am spus, normal, ca un băiat normal, mai frumos și din ochi se vedea doar azi lumină. Toți doctorii, plini în salon, de multe ori stăteau și pe hol, că nu încăpeau. Domnul, tovarășul Gabor, acel a fost îngerul lui Dumnezeu, acel a fost care nu te-a lăsat să mori și ți-a întărit inima. Și unii doctori cu discuții, da, a fost sfânt, a fost înger, dar de ce nu a stat sus și la cap? Și eu mă gândeam, era poate mai bine, că cum deschidea ușa de acolo, toți îl vedea. Și un doctor mai bătrân, fiindcă ei nu știa, i-a oprit. Mă, nu vă tot certați, toți sunteți doctori, voi ați învățat, voi știți. Și repet cum a spus el, să fi fost el, arăta spre mine, cel mai tare om din lume, nu o zis din țară, din lume, cu inima de piatră, deci tare. Voi știți că ați învățat, dacă ajungea până a doua zi în viață,
Pentru că în chinul mare cedează inima. O trebuit îngerul Dumnezeu să stea și să întărească inima, să nu lase să moară. Slăvit să fie Dumnezeu, că așa e. Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce stătem de el și scapă din primejde. Și zi de zi, și acum, toți care-s copii ai Domnului, îngerul, noi nu-l vedem, numai în caz că Dumnezeu ar vrea să ne arate lumea spirituală zi și noapte. Și eu cred, chiar tineri, dacă sunteți, cât de tineri, măcar odată ați avut această experiență să ziceți, nu știu cum am scăpat, sau nu m-a călcat ceva, sau am căzut și nu mi-am rupt și la spinare. Au fost îngerul Domnului care nu m-a un pic, v-a dat mai încolo și nu știți cum, sau n-am căzut undeva. Numai noi nu am văzut. Atunci Dumnezeu să fie slăvit, o îngăduit să văd 8 luni de zile tot timpul îngerul lângă mine. Și acum, mai continuu, dacă vreți dumneavoastră. Acum urmează ceva ce cu toți o să vă întâlniți. Și eu n-am crezut, pocăit, n-am crezut. Acum știința dovedește lucrul acesta. Dar atunci, cu 24 de ani, cel puțin în România, nu spunea nimeni lucrurile astea. Pentru că nu veni nimeni din moarte să se reîntoarcă să poată spune lucrurile astea. Și mulțumesc lui Dumnezeu, am plâns cu 12 ani în urmă că a apărut în Oradea la un șef mare, Cărmăzan, dacă ați auzit de el, o carte mare, groasă așa, Viață după viață. Și din aia au luat fratele Popovici și au făcut o broșură Viață după moarte, deci datele, nume la oameni. Și atunci am văzut date ce am spus eu, aproape asemănător au spus și ceilalți, care Dumnezeu îngăduie să reîntoarcă la viață după ce au fost declarat morți. Și acum, de fapt, și știința dovedește lucrul ăsta. Și încă ceva, eu felul meu cam ambițios, la noi pe lângă Cluj, să ce bade. Și au văzut un bătrân și nepocăit, dar om cu experiență, prin războaie, și au văzut, zice, ai grijă, dragul Badi, că a venit o vreme când toate le vedea. M-am supărat pe, ce vedea? Ce, omul uită. Știu, cum slujești, deci cum te pregătești de aici, ori în chinuri, ori în cer, ori în iad, dar ce să mai vezi? Și am văzut și eu filmul vieții și acum și asta dovedește știința. Spune că în subconștient, nici ei nu știu unde, în creier undeva, în subconștient, zice, se înregistrează tot ce faci. Și la un șoc puternic, un accident ceva, sau un clipă morți, omul își vede toată viața. Am mulțumit Dumnezeu când am citit și am auzit că, uite, acum și știința dovedește că așa e. Când mă declarau mort, înceta. Inima, respirația, funcțiile toate, atunci omul vede mai bine. Nu mai e perete. Deci în lumea spirituală nu mai e pedică perete. Vezi oriunde, în tot universul, vezi toate. Atunci din trupul meu ăsta, care e materie, care moare, care se descompune, ieșea alt trup, parcă vedeam prin el. Așa era trupul ăla, tot eu. Și stăteam în colțul reanimării sus. Așa era, în alt colțul reanimării. Și mă uitam tot ce făcea cu trupul ăsta. Și aici era unul, șeful reanimării, Tirica, îl chema, nu credea în Dumnezeu. Când a văzut prima dată, s-o scam speriat. A doua când a văzut, a început să strige. Totuși înseamnă că e ceva ce nu moare în om. Dar de unde ești el? Că după ce te declară mort, te acopere și pe cap. Și stai între 2-4 ore, apoi te duce în morgă. Deci a acoperit, că, chiar dacă ai fi vrut să vezi, nu vede. Și eu după ce reveneam la viață și puteam vorbi, spuneam, uite ce ai zis, cum ai să scoată aparatul de respirat, să-l ducă după ușă, la mijlocul salului nu era să răsturnați, uite ce ai zis, uite asistentă ce ai zis. Au început toți în gros. Dar cum că tu erai mort? De unde ești? Și acoperi pe cap. Dar eram acolo în colț sus. Nu, ei nu vedea trupul spiritual. Nu era, era în pat. Da, materia asta. Dar eu eram și acolo în colț. Mai nu pricepeau lucrul ăsta. Slăvit să fie Dumnezeu. Și tot. Dar au ajuns pe urmă. Chiar ăsta, doctorul ăsta era mai tânăr, Tirica, așa se tremure. Acum trebuie să spun și eu că este ceva. Este ceva în om ce nu moare niciodată. No, dacă este ce nu moare, trebuie stat înaintea lui Dumnezeu să răspundem de sigur. Omul e singurul ființa în care e ceva nemuritor. Duhul de viață de la Dumnezeu. Și după ce vedeam toate astea și au rămas convins, să știi tu, după ce te-au declarat mort și acoperit pe cap, că ce vorbește ăia, ce... și acum și știința, cum am spus, dovedește. După aceea am vedeam tot filmul vieții. Asta eu, cum am spus, am fost cam ambițios, ca pocăit, eu n-am crezut. Păi, acum eu am numai 60 de ani, dar sunt aici poate care au 80 de ani sau 90. Mai întrebați-l, ce ai vorbit tu când erai copil, că la ce ai gândit? Ce ai făcut? Date foarte mari, mai ne rămân în minte. Așa suntem, uităm. Dar în clipa morții vine Domnul, ne pune filmul vieții în față. Și tot ce am făcut, și eram copil, să nu vadă tata și mama ce fac, când nu erau tata și mama acasă, să nu vadă colegii de școală mai târziu, colegii de muncă, m-am căsătorit, nu eram pocăit, să nu vadă soția ce fac. Și e drept, soția e în Oradea, poate să facă orice, sau ei, soți de soții, sau invers ne putem, copii de părinți, se pot ascunde și părinți de copii, de oameni. Dar de Dumnezeu. Și vine clipa morții și chiar dacă sunteți aici, că poate sunteți care vă îndoiți, o să vedeți lucrul acesta. De fapt, și știința dovedește. Și după ce vedeam tot filmul vieții, dar aici e ceva. Vă dați seama tot ce gândești. Dacă nu poți așa ceva. Și dacă mă întrebați ce ai gândit cu o săptămână, poate ceva mare, dar cu 10-50 de ani în urmă. Absolut tot. Tot. Și pentru ce am văzut,
1907, deci ce, se împarte lucrurile. Cei care se întorc la Dumnezeu se pocăiesc, văd până în clipa când o primit pe Domnul Iisus, dar nu cum spune fratele baptist penticostal, pocăit baptist, pocăit penticostal. Asta înseamnă om născut din nou. Nu că mă pocăiesc din interes, din ceva, dar alea se vede până și în roada, în viața noastră. Deci omul născut din nou, schimbat, pocăit, ăla își vede până atunci când s-a întors la Domnul s-a pocăit. În 1970, împreună cu soția în Oradea ne-am pocăit. Tot am văzut până atunci. Lucruri care n-aș fi vrut niciodată să le mai văd. Mi era groază. Lucruri care le-am uitat. Tot. Și pentru ce am văzut eu până atunci, eu le-am făcut. Eu trebuia să plătesc. Și o vine Fiul lui Dumnezeu și trebuia să fie o veșnicie în iad și în chinuri. O vine Fiul lui Dumnezeu, le-a luat asupra lui fără păcat. Și pe atunci, pe când era eu păcătos, și-o dat viața și m-a iubit. Și prin har, prin credință am fost mântuit. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Și le-au luat asupra lui. Eu atât a trebuit și atât a trebuit, dacă sunteți nepăcați cu Dumnezeu, să veniți la El cu păcatele. Să-L primiți pe El și El ne dă în dar și prin har mântuire și iertare. Până atunci tot am văzut. De acolo apărea o mână, numai mână, albă, vedeam eu, și aici se vedea urma cuiului, cum o sta pe cruce și un pic de sânge, așa pe mână. Și trecea, după ce îmi vedea tot ce am făcut până atunci. Trecea așa prin fața mea și când trecea o voce atât de blândă, frumoasă, că nu se aude așa voce pe pământ, zice așa, sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, te-a curățit de orice păcat. Și în timpul ăsta trecea, nu mai vedeam nici mâna, slăvit să fie Dumnezeu. Și apoi apăream într-o lumină, dacă am vedea lumina aia acum, toți am orbit imediat. Dar nu se poate spune ce fericit te simți. Mai mult, eram înconjurat, o ziceva lumina, dar trec. Și cum am apărut cu fața așa, am văzut pe cine? Pe bunicul și un frate de-al lui bunicul, care nu i-am cunoscut. Când a murit bunicul, eu aveam 3 săptămâni. Și când a murit fratele lui bunicul, avea, cu 15 ani înainte de a mă naște eu. Încerc totul, știi, tot. Toți sunt tineri, chiar dacă mori la un an, la 10, la 50 sau la 100, cum ar fi, cum am apreciat eu, 16, 17 ani cel mult, tineri toți. Trupul alb strălucitor, fața mai strălucitoare, dă raze din față. Și toți așa erau acolo. Atât era, numai eu n-am putut să văd, mă, un pic am ajuns cum aici într-o margine, nu mi-a dat voie să merg mai înăuntru, trebuia să mă reîntorc înapoi. Și am văzut și pe ăștia doi. Eu fost 4 frați, numai 2 erau în cer. Cei care s-au pocăit. Pocăit, cu slăbiciuni, cu greșeli, că nu suntem toți la fel. Dar nu s-o rușina de Domnul, o primit, o termina cu păcatele și erau în cer. Ceilalți doi nu erau. Și am întrebat, tata mi-a explicat, mi-a spus, unul chiar a murit alcoolist prin Ungaria și a abandonat familia, mai știu, celălalt a fost acolo. Și toți zicea ăștia doi care s-o pocăi bunicul și cu fratele lui, Petre, dar tu nu te pocăi? Da, lasă că am eu vreme. Păi da, îmi dai eu un cap la cineva, îmi dai eu foc la casa cuiva, vedeți? Astea două, dar restul ce faci cu ele? Minciuna, curvie, hoție, beție, noi știm toate, ura. Păi el numai alea zicea că ar fi păcate. Și iar zicea, păi ce-a fi cu toată lumea, fiu așa cu mine. Cum zic, mulți în țară la noi, cam așa zic. Și iar după ce mor, o rezolvai, deci ori plăti, ori rezolvai de omul care zice așa. Nu se poate rezolva. Omul își rezolvă aici? Sau după ce mor cineva prin bani sau ceva să fac? Și ei nu erau în cer. Și ceva idei că au avut har ocazia și s-o veșnicia, acum strigă din iad, din chinuri. Iar așa cum am uitat înainte, toți așa tineri, atâta lume, nu se vedea mari, nu se terminau. Iar cântau. Ceea ce am vedea noi în cer, chiar dacă aș vrea să spun, aș fi un om, dar spune Domnul Iisus, a spus, la mintea omului nu s-a suit, ochiul nu a văzut, ochiul nu a auzit. Cântau 3 cântări deodată. Aș vrea să văd un om care pe pământ se poate, de să zici 3 deodată cuvinte și să le înregistrezi, de să îți rămână. Și din 2 slăvit să fie Dumnezeu, că mi-a rămas puțin, n-am știut niciuna. Acum sper că aici, în Austria, cineva a spus că una din cele 2 cântări care mi-a rămas puțin de ele, o știe, nu știu, de la ceva bunică sau mai știu. Dar una și dumneavoastră, cred că o știți, eu atunci n-am știut niciuna, dar una am găsit-o și am scris-o, am acasă, în Oradea, scris în caiet. Dar numai puțin, ce vă cânt, mi-a rămas în minte. Dar totuși să-ți rămână, din 2 cântări, 3 să cânta deodată, să-ți rămână ceva în cap. Și nu le-ai auzit niciodată până atunci. Una e așa, cunosc un loc de pace plin în care nu-i durere chin și negrăite de frumos, avându-l ca Domn pe Hristos. E țara mea, e țara mea, ca mâine voi intra în ea și dus de-al fericirii val să cânt pe marea de cristal, slăvind pe Domnul meu iubit, că loc în cer mi-a pregătit. Și au fost multe alte strofe, dar nu le mai țin minte, nu le-am mai ținut minte. Dar am găsit-o până la urmă, după ani de zile, cântarea asta. Cealaltă am găsit-o până acum. Așa m-am bucurat că cineva, un frate, a zis că el ar ști, nu știu de unde, ce o să vă cânt acum. Asta la altă era așa. Multe au fost, dar mi-a atât mi-a rămas în cap și din cântarea asta.
Lumea asta nu e nici când pentru mine, cu ochii credinței privesc înainte. Domnul pe acest pământ mi-a arătat o cale spre patria celor cu multă răbdare. Și să mai repetam, și nu am găsit până acum nicăieri, dar sper că cu ajutorul Domnului poate să o găsești asta. Și deci cântau, sau dădeau un program să pregăteau atâta de frumos, instrumente. De multe ori plâng că merg cu soția așa, dar ce e de plângere? Dar tot pe pământ se încălzic. Când mi-aduc aminte ce e acolo, parcă totul e urât și ce frumos a făcut Dumnezeu natura, să ne putem bucura de el, primăvara, prinde flori, dar față de ce acolo nu se poate spune. Și dacă ar vedea de multe ori, cei mai mari criminali, un răiț care nu crede în Dumnezeu, să vede o părticică acolo, știți, spune, stau acum tot să mă bată, să mă scuipe, dar numai să ajung acolo. Slăvit să fie Dumnezeu. Asta ne-a pregătit Dumnezeu nouă. Celor care ne-am pocăit și nu ne-am rușinat de el. Și Dumnezeu să ne ajute să mergem înainte cu el. Dar și tânărul îngerul, acolo poți să vorbești, dar nu e nevoie. Deci când te-ai uitat la cineva, toate datele le știi și el despre tine. Știi ce gândește și tu știi ce gândește el. Și poți comunica prin telepatie, cum s-ar spune, deci prin duh. Și tânărul îngerul, care a tot timpul cu mine, s-a uitat la mine și a zis fără voce, trebuie să plecăm înapoi, eu n-aș fi vrut să mai vin niciodată de acolo. Cu toate că trăim fericiți, ne înțelegem bine, așa ar fi grea despărțirea, dar în orice clipă, dacă Domnul acea acum, aș fi cel mai fericit să mă zică, hai acasă. Dar eu n-am vrut și m-am gândit așa, dar vedeți, el știe și gândul. Du-te tu că eu de aici nu mă mai duc. Și atunci l-a zâmbit un pic către mine așa și a făcut așa cu capul. Ca și când aici vină, fără să vreau, în cer nu se poate zice nu. Aici e foarte interesant. Pe pământ nu vreau sau lasă-mă sau... Și fără să vreau împreună cu el, atunci am plecat fără să vreau eu. Împreună cu el și vineam așa, parcă un proiectil venea prin aer, într-o viteză mare, intram iar de unde și ieșeam din colțuri, anumeră prin perete și îmi vedeam trupul ăsta, pat, groază-n ce era. Și când intra Duhul de viață de la Dumnezeu în trupul ăsta, era rece, nu-mi plăcea că era declarat mort. Atunci dădeam semne de viață, de, voiam să respir și trebuiam ajutat. Când auzeau asistențele, cine era de la spital, dacă nu era la spital, ce facem? Omul ăsta își revine la viață. L-am scăpat de el, dar cine l-a pansa mâine? Asta era groază. Să mai chinuie și el. Dar pe pune-ți aparatele, nu se grăbeau să-mi pună, credeau că dacă o scăpa. De 3 ori am fost declarat mort, de 3 ori am văzut toate acestea. Și chiar dacă nu credeți, o să vedeți în clipa morții. Tot ce ați făcut, de aceea, frasuro sau chiar prieten, dacă sunteți, noi căutăm să ne ascundem de oameni. Nu știe nimeni și vag eu. Sau, și vedeți, aici noi suntem conștienți, că nu putem zice că nu știm când facem rău. Premedităm, ne gândim dinainte. Cum să fac, să mă duc, stau pe acolo, nu știu, dar să mă trag, să nu mă vadă nimeni, să fac ceva și să nu știe nimeni. O să vedeți și gândurile. Deci noi conștienți facem lucrul acesta. De aia și Dumnezeu ne va judeca și ne va lua la răspundere. Dar, cum am spus, slavă Domnului, că suntem copii ai Lui, suntem fericiți, suntem cu El, vine moartea, nu ne îngrozește, vedem în clipa morții, cer, înger, fericire. Dar vai de cei care nu sunt păcați cu Dumnezeu. Din aceștia 117, nu toți vorbesc sau nu pot. Dar am auzit, eu n-am văzut până atunci oamenii murind. Și atunci am văzut. Unii și spun ce văd. O, Doamnă, din când în când striga, spunea și ea că vede, dragi, foc, alții, altfel. Dar un bătrân de 82 de ani și publicat în toată lumea de el, 17 zile a strigat în continuu. Vă dați seama? Și cu gura pe jumătate închisă așa, nu mă lăsați, nu mă lăsați, uite, draci, și spunea cum îs. Vedea pe doctor, doctor, cine vedea, nu mă lăsați. Și voia să fugă, cădea din pat. Atunci l-au legat cu mâinile picioarele de pace, atât au tras, că intra acum în carne astea să fugă tot timpul. Și văzând că tot strigă că e în foc, că-l duc draci în foc, și spune acum îți draci și toate. O pus apă, o nylon și apă, că o să simtă rece, gheață o pus. În zadar, atunci trupul ăsta nu mai simt nimic, atunci vezi lumea spirituală, ce acum nu poți vedea. Și fiecare își vede tot filmul vieții, vede unde merge, cum și cei pocăiți și nepocăiți. Aici e o problemă, cei care nu se întorc la Dumnezeu, văd până în clipa morții. De ce? Pentru păcatele astea asupra lor. Dumnezeu îi devină, nu. O dat pe Fiul Său, o dat tot ce a avut mai bun ca oamenii să n-ajungă acolo. Dar ei îi devine că nu au venit la Fiul lui Dumnezeu, la Iisus Hristos, cu păcatele lor să se pocăiască ca să fie spălați de păcate. Și clipa morții, nu știe nimeni când vine și apucă clipa morții, neîmpăcați cu Dumnezeu. Cea mai mare groază care poate exista e asta. Atunci am văzut oameni, chiar am spus mulți, cei mai mulți nu vorbesc, dar deja înainte de a muri, când începe să vadă lumea spirituală, eu am auzit, dar n-am crezut, că n-am văzut faza, cum mor oamenii până atunci. Deci îl vedeai, se uita, așa îngrozit, speriat, nu spunea ce, dar îl vedeai că tot așa, vedea ceva urât, îngrozit, încruntat, dar și bătrânul ăsta spunea ce vede. Și fiindcă era ortodox, a dus într-un sat de lângă Arad, a dus preotul de 2 ori, l-a spovedit, l-a cuminecat, a prins lumânări în zadar, tot așa. Oamenii nu ne pot scăpa de păcate.
Dacă ar putea sau s-ar fi putut rezolva mântuirea prin oameni, mai era nevoie să vină Fiul lui Dumnezeu să moară? Nu! O rezolvam noi. Și atunci cine intra în cer? Cum e în România acum, nu mai milioane, nimic, am miliarde, numai miliardari. Pentru că ai aduce 10 popi și un episcop. Plătea milioane sau miliarde lumânări, pomeni. Și atunci cei bogați intrau în cer. Nu, împărăția lui Dumnezeu nu se poate cumpăra. Și cuvântul lui Dumnezeu spune. Cred că ai măcar... poate 2, 3, 10 persoane, sunteți nempăcați cu Dumnezeu. Luați cuvântul lui Dumnezeu, că ăsta e lege, ori de unde ați luat Biblia și vedeți. Fără pocăință, nașterea din nou, cu niciun chip nu veți vedea împărăția lui Dumnezeu. Așa i-a spus Domnul Iisus la Nicodim, la un învățător al legii lui Dumnezeu. Dar cel puțin el a fost sincer și a venit noaptea să n-audă ceilalți. Învățătorule, ce să fac să fiu mântuit? El a recunoscut că nu-i mântuit. El învățătorul legii, care el învăța legea lui Dumnezeu pe alții, a recunoscut. Și a spus să te naști din nou din apă și din Duh. Duhul Sfânt ne cercetează, ne luminează, ne transformă, ne arată că suntem păcătoși, iar trebuie și, i-a spus și apă, să mărturisim și în apa botezului. Așa a făcut Fiul lui Dumnezeu și așa trebuie făcut. Și bătrânul ăsta apoi a murit în a 17-a zi, urlând, deja a venit deci preot orice, și atunci era tata meu lângă pat. Și tata, văzând că toți strigă, zice, dar rogă-te la Dumnezeu să scape odată, nu vezi că deranjezi lumea? Dar nu știu să mă rog. 82 de ani au trăit pe pământ și nu știa să se roage. Vă dați seama, dar să înjure pe Dumnezeu și pe pocăiți și pe alții, nu odată, de multe ori într-o zi. Și atunci o zis tata, hai că spune o zi după mine. Și-o vrut, voia acum să pocăiască, voia să roage, era prea târziu. Și tata a zis așa, zi după mine, zic, Doamne, ai milă și mine că am fost un păcătos, iartă-mă. Și-o vrut, dar nu a mai putut. Când a vrut să zică, Doamne, nici litera D n-a apucat să zică, s-a necat. Și noi am crezut că a și murit. După vreo 12-13 minute, și ori venit dintr-o dată tot așa, strigând când el ținea gura, să rupă legăturile alea. Nu mă lăsați, nu mă lăsați, uite, drace, vin să mă duc în foc, nu mă lăsați, da. Doctorii care, și soția lui era acolo, dar stai, baciule, dar nu vedeți cum, uite, vin să mă ducă draci în foc. Dar tata, dar de ce nu te rog să scap? Dar nu vedeți, aș vrea eu acum să mă rog, aș vrea să mă pocăiesc, dar nu mai pot. Când vreau să mă rog, mă strâng dracii de gât. Deci de aia sonie ca noi, n-am văzut. Dracii, nu-l mai lăsa. Știți ce înseamnă asta? Harul lui Dumnezeu i-a fost luat. Cum poporul Israel, într-o împietrire. Așa a fost ăsta, Dumnezeu i-a dat, dar cât timp, până la 82 de ani, ce bun a fost Dumnezeu. Că unul moare la 16, 20, 30, 50 de ani, până acolo poate să pocăiască. Și a fost cercetat el de multe ori, dar și-a bătut joc de Dumnezeu și de pocăiți. Și după ce a murit, când a murit, în tot spitalul s-a auzit așa o strigă. Duhlelele din el. Și atunci, și vai de el că e o veșnicie în iad și în foc și avea ocazie să nu fie. Și o întreba de soția lui, e drept că și eu și noi toți așa ne gândim, dacă ăsta s-a chinuit așa, ăsta a omorât câteva persoane. Lacrima imediat și o s-a supărat soția lui, ce bărbatul meu, nu omorât pe nimeni, dar de ce s-a chinuit așa? Apoi a fost un om încrezut, un om mândru, acolo se nea alcoș pe lângă arat. Și cum noi stăm, viți atenți, cum locuim peste drum de biserica pocăiților, el cum era bătrân, nu putea munci, stătea pe bancă și înjura și își bătea joc când îi vedea că, zicea, proștie, tot merg să roagă acolo, ce? Tot și îl înjura și pe Dumnezeu și pe pocăiți. Ce bun a fost Dumnezeu! Cum sunt comunile mari pe acolo, pe în județul Arad, sunt care vin pe jos în fiecare duminică sau seara, cât e 3-4 km pe jos la biserică și nepocăiți vin. Și lui Domnul i-a dat și harul ăsta să treacă numai drumul. Să nu zică că prea departe trebuia să meargă. Și nu a făcut și Dumnezeu și-a întors fața de el. Acum ar fi vrut să pocăiască, era prea târziu. De aceea... Dacă sunteți aici neîmpăcați cu Dumnezeu, sau chiar din familie, de pocăiți care amânați harul acesta, că diavolul așa vine. Când ești tânăr, stai că ești tânăr. Stai să-ți faci școala, stai că mai știu, până mă stai să te căsători, stai să-ți faci casă, așa a venit și la mine. Și cuvântul lui Dumnezeu așa spune și dumneavoastră știți, sau care nu știți, oriunde căutați, dacă găsiți altceva, faceți așa, altfel, dar nu veți găsi. Astăzi, dacă auzi cuvântul lui Dumnezeu, nu sunt pietri inima. Întoarce-te la Dumnezeu și pocăiește-te. Și mai mult, în Noul Testament am mai spus, nu sunt multe porunce și legi, dar e și asta una. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește, vedeți? Poruncă. Cine? Dumnezeu. Și nu mai ține nici astăzi. Acum. Dumnezeu poruncește, așa spune, acum, tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Deci dacă sunteți aici nepocăiți, neîmpăcați cu Dumnezeu, că nu l-ați primit pe Domnul și spun acum, faceți așa cum spune Dumnezeu și cuvântul Lui. Nu ascultați de oameni care zice și au șoapta diavolului, mai stai numai, așa zice, că mai e până la toamnă, 4-5 luni, lasă la toamnă, te pocăi. Până ia stai până la primăvară. Și tot așa am amânat până la 31 de ani. Și de aceea plâng
Singurul lucru pentru care regret și plâng când mă vede nimeni, nici nu m-am pocăit măcar cu 10 ani mai repede, să fi lucrat pentru Dumnezeu mai mult. În clipa morții și o să-mi dați dreptate. Dumnezeu nu-i împotrivă să fii cei mai bogați oameni de pe pământ. Și Avram era foarte bogat, dar la el ce era? Mai întâi împărăția lui Dumnezeu, neprihănirea și apoi celelalte. Și noi așa să facem, să nu inversăm lucrurile și atunci toate ne vor merge bine. Și încă o dată, nu pot să termin să nu spun, dacă sunteți neîmpăcați cu Dumnezeu, nu plecați de aici. Că s-ar putea niciodată să nu mai aveți harul acesta, să vă întoarceți la Dumnezeu sau să vă împietriți, poate să nu mai puteți crede. Și atunci de ce când aveți harul acesta astăzi și acum să-L primiți pe Domnul Iisus, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, să ajungeți o veșnicie în iad și în chinuri și să regretați că ați avut harul și harul lui Dumnezeu ca să vă puteți împăca cu El. Primiți-L pe Domnul Iisus și nu plecați de aici până nu-L primiți cei care sunteți neîmpăcați cu Dumnezeu. Și cum am zis, chiar dacă sunteți din familie de pocăiți, cum am fost și eu, nu vă jucați cu Dumnezeu, nu amânați. S-ar putea să fie prea târziu odată. Și o să regretați în clipa morții, toți care sunteți aici, o să-mi dați dreptate. Atunci te uiți înapoi și o slavă Domnului, am zis că soția nu-i în drum, are apartament plătit, nu o scoate, deci nimeni. Și toate e bine, că te uiți. Și da, zici, astea rămân aici. Oricât ați face și orice, aici. Și să folosesc cei care rămân. Acum rămâne și pentru cât? Pentru 100 de ani, pentru o veșnicie, ceea ce am făcut pentru Dumnezeu. De aceea plâng de multe ori și sunt cântări care nu pot să le cânt. Când vin durere în inimă, merge voi cu mâna goală înaintea Domnului. Suflete, nu-i poți aduce niciun singur snop măcar. Anul ăsta e aproape trecut. Anul ăsta, măcar un snop, dacă m-a dus, totuși am făcut ceva. Prin ce? Prin viața, comportarea mea, felul meu. Așa spune Domnul Iisus, noi așa să ne purtăm, așa să trăim ca cei din jurul nostru, văzând viața noastră să-L slăvească pe Dumnezeu, să întoarcă la Dumnezeu. Că să predicăm toți, nu putem, dar putem prin viața noastră, în familie, în jurul nostru. Și Dumnezeu să ne ajute să aducem roadă. Și celălalt verset, tot din această cântare, anii mei pe care i-am pierdut, încă o dată de ar veni, să pot lucra pentru Iisus cât aș fi de fericit. Ce s-a dus? Dacă o zi se duce din viața noastră și n-am făcut ceva pentru Domnul, ai pierdut-o pentru totdeauna. Dar ani. Și așa regret de mult că de ce n-am făcut mai mult pentru Domnul. Să trăim un talent, cum am spus și în alte părți, fiecare l-avem. Altul are 5, altul 10, să le punem în slujba Domnului. Și asta e rugăciunea. Să ridicăm mâini curate și să venim în rugăciune în fiecare zi înaintea Domnului și Dumnezeu își va face datoria și vom avea răsplată o veșnicie întreagă. Și El să fie slăvit pentru toate și Lui mulțumim și dacă e voia Lui, aș dori să ne mai vedem și aici pe pământ. Aici, nu știu, dacă eu vă mai ajung, dar măcar în Oradea, în țară la noi, dacă nu, nu vă îndoiți de acest lucru, că diavolul vine la o vârstă mai înaintată la frate suros, mulți mi-au spus, și în România, și în alte părți, frate, oare ajunge acolo? Cum ai spus? La Dumnezeu este oare? Dar pe am pocăit, dar e o slabă, dar cine-i tare? Noi suntem biruitori și tari prin acel care o biruie toate, dar trăiești în păcate, ba mă ferez tare, și, dar păi greșesc, greșim în fiecare zi. Dar greșeala, dacă se tot repetă, Domnul îi mai dă și cât eu nu iau. Deci, nu vă îndoiți de acest lucru. Vom fi acolo și dacă aici nu ne vom mai întâlni, vom întâlni în cer cu Domnul și Mântuitorul nostru. Dar am dorit și cu ceilalți care nu sunt păcați cu Dumnezeu și cu toți din jurul nostru. Și noi să mijlocim zi și noapte pentru cei care merg zi de zi, trec în veșnicii și să ne împăcați cu Dumnezeu. Amin. Acum, după cum fratele spunea la început, dânsii se vor retrage în spate, fratele Nelu Demeter îl va ajuta probabil puțin să se dezbrace partea de jos. Vă rog frumos să stați jos. Dânsul se va retrage în spate, se va intra în birou și de acolo va ieși și pe hol, toți îl veți putea vedea care vreți să îl vedeți. Transmitem harul și pacea Domnului fraților, Iuda 20 și 21, da, se poate da la o parte, că eu vorbesc la celelalte două. Și în scurt timp vreau să fac anunțurile cu privire la slujbele noastre, după care vom face rugăciunea de încheiere. Nu uitați săculețul acela pentru frați să fie pus de către unul din frații cu ordinea. Slujba săptămânală, cel mai apropiat serviciu vom avea după amiază, la ora 18, apoi am primit aici un bilet, tot cu privire la după amiază, de la fratele Ionuț Bircea, toți tinerii care vor să participe la biserica numărul 2. Este o parte din tineretul care participă marțea seara, împreună cu fratele Adrian Lucescu și cu Ionuț Bircea. Ei s-au organizat să cânte și să laude pe Domnul, dar n-a știut exact la ce oră începe programul. Sunt anunțați aici,
că programul începe la ora 5, la biserica numărul 2. Deci toți care sunteți prinși în programul acesta să aduce slavă Domnului după amiază la biserica numărul 2, la ora 5 cel târziu să fiți acolo, că se începe programul. Apoi mâine seară vom avea, pe lângă rugăciunea care este stabilită, comitet, toți frații din comitet îi rugăm să ia parte. Va fi marți tineret și rugăciune, miercuri rugăciune și evangelizare, joi cor și rugăciune, vineri rugăciune cu toată biserica, rămânând pe sâmbătă încheierea săptămânii de rugăciune, după cum Domnul pune pe inimă celor ce pot să fie aici. Pe cealaltă duminică, dacă Domnul ne va da harul acesta, vom avea cina Domnului. Să ne pregătim inimile și Domnul să fie prezent aici între noi. Încă un punct. Duminica trecută după amiază a fost fratele Marius Moldoveanu cu vreo 15 casete. Nu știu câte le-ați cumpărat. Dar s-ar putea din cele ce le-ați cumpărat, măcar că au fost sigilate, prin aceasta, sigur, nu putem decât să transmitem celor care cooperează cu studioul Mesaj din Cluj, ar fi bine să fie mai cinstiți și mai corecți. Nu este de vină fratele Marius, dar au fost unele casete goale, sigilate în plastic și totuși neînregistrate. Dacă este cineva, că eu am fost sunat acasă imediat și atunci am spus că transmit întregii biserici. Nu s-a făcut intenționat de către fratele Marius lucrul acesta. Și cred că de niciun cântăreț nu se face așa ceva. Dacă cineva a prins casetă goală și a plătit-o cu 70 de șilingi, să vină să-mi spună, se vor aduce altele din România, într-un timp scurt va primi altele. Deci, să nu fie nicio ispită, niciun gând că fratele a căutat să șmecherească. Cei care se ocupă cu lucrul acesta, sigur, vor primi plata și răsplata. Dar noi să fim curați, cinstiți la inimă și Domnul să ne binecuvinteze. Apoi, încă în scurt, mai am aici pentru programul cu copiii de nașterea Domnului. Ne subliniază aici surorile care se ocupă cu lucrarea aceasta să învețe un mic poem. Unii copii nu se prezintă și nici părinții nu-i motivează de ce nu se prezintă. Și le-a dat, de exemplu, acum două săptămâni poezii de învățat. Și astăzi, bună oară, trebuia deja să facă repetiție. Copiii nu sunt aici. Să nu fie cu supărare dacă părinții nu anunță învățătorii de copii unde sunt copiii, cum sunt, ce se întâmplă cu ei, dacă în ziua de Crăciun, chiar dacă au avut poezie de învățat, nu vor recita ei poezia, ci o va recita un altul. Pentru tot ce ne-ai dat, îți mulțumim în numele Domnului Hristos, Tată din ceruri. Rămâi acum prin Duhul cu noi și fie voia ta în toată ființa noastră împlinită. Amin. Amin.